12-2018. Cine este împotrivă? O să vă rog să le aprobăm separat pentru că... Da, vreți separat? Începe cu 20. Vreți separat? Bine, apoi deci propunem... O să mă abțin la cel cu 21 pentru că nu am luat parte la cele. Așa. Bun. Atunci propun pe era din 20. Din 20. Cine este de acord? Împotrivă, abține. Cel din 21. Acum propunem pe ăla din 21. Cine este de acord? Împotrivă, să abține cineva? Abține, da? Domnul înțeleg că nu a fost domnul Piesu, dar pe cineva s-a spus, da. Am fost, dar am și o abține. Vorbeam de procesul verbal, vorbeam de vot. Vedeți că le-ai amestecat? Nu știu, pe tocmai asta mă gândeam așa. Asta era chestia. Cum era să așa, la val. Începem? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, inițiator primar Ciora Băgiori. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 475 alinia 3 litera A și articolul 475 alinia 3 litera B din capitolul 8, alte taxe locale din hotărârea Consiliului Local numărul 55 din 20 a 12-2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019. Inițiator viceprimar Tenea Luminița Adriană. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea primăriei Comunei Horgeș la Sistemul Național Electronic de Plăți Online și a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar SNP și mod de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online. Inițiator, consilier Democristinel Claudiu. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acces gratuit la internet cu Euronis în spațiile publice din Comuna Horgeș, județul Bacău. Inițiator, consilier Democristinel Claudiu. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind achiziționare de material didactic pentru școlile gimnaziale din Comuna Horgeș. Inițiator, consilier Democristinel Claudiu. Punctul 6. Întrebări și interpelări. Cine este de acord cu ordinea de zi? Abținere împotrivă? Da. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Domnul primar este la ședință, da. Ați primit toate gătire și raport și expunere de motive, proiect de hotărâre și acum trec strict pe comisie. La comisia juridică s-a discutat acest proiect de hotărâre și s-a decis ca fiecare consilier să spună punctul de vedere în cadrul ședinței ordinare. Deci, comisia învățământ? Tot, da. Și buget finanțe? Noi am dat aviz favorabil cu... 4-1, 3-1. 3 voturi la 1. Abținere, practic, nu pot să vot împotrivă. Pentru că prea mare lucru nu... Nu am văzut așa de mari modificări față de substanță, să se discute care să vă se discute. Bine. Deci înscrieri la cuvânt? Altcineva? Altcineva? Eu. Domnul Bogdan, v-ați înscris? Da. Altcineva? Dăm drumul la cuvântul în ordinea înscrierii sau la rând? Da? Bine. Domnul Dămoc, aveți cuvântul. Mulțumesc. Ne-am uitat peste acest act adițional și în cadrul comisiei. Printre modificări se evidențează și faptul că noi, ca și Consiliul Local, avem dreptul să subvenționăm această taxă. Noi deja, practic, am subvenționat-o. Deja am aprobat încă din decembrie. Și aș vrea doar să vă dau un titlu din ziarul de așteptare din data de 22 decembrie 2010, care zice cam așa. Primăriile din județ
au interzis la subvenționarea serviciului de salubritate. Și vă dau și un paragraf din articol. Subvenționarea serviciului de salubritate de către primăriile din județ urmează a fi sistată odată cu implementarea proiectului vizând managementul deșeurilor din Bacău. Conform unei hotărâri adoptate de Consiliul Județean, populația din mediul rural trebuie să suporte o taxă de salubrizare de 2,4 lei de persoană pe lună. Primarii se arată sceptici cu privire la plata gunoiului și afirmă că în prezent subvenționează serviciile cu sume de ordinul sutelor de milioane de lei vechi. Practic, noi în 2019 ne întoarcem exact de unde am plecat în anul 2010. Atunci, pentru prima oară, se introducea o taxă de salubritate în mediul rural. Până atunci, primăriile subvenționau această taxă, practic că populația necunoscând că ei vor trebui la un moment dat să plătească gunoiul și li s-a impus să plătească această taxă. Doar că iată că la 9 ani diferență, taxa crescând mult mai mult față de cât era preconizat în acel grafic aprobat inițial în anul 2010, s-a ajuns ca gradul de suportabilitate să nu mai poate fi susținut de către populație. Și iată că ne întoarcem înapoi la subvenționarea taxei de către Consiliul Local. Ce presupune acest lucru? Presupune practic o deschidere a Pandorei. O cutie a Pandorei înseamnă că cetățeanul bun platnic, exact ce am mai menționat și în ședințele trecute, plătește odată taxa de subvenționare și acoperă și pe cetățeanul care nu își plătește taxa de salubrizare prin acea subvenție. Pe termen lung n-are cum să funcționeze acest lucru. Se va ajunge la un număr din ce în ce mai mare de persoane care nu vor plăti taxa. Iar noi suntem și un caz aparte, pentru că suntem singura comună din județ care am aprobat aceste taxe mărite fără a beneficia integral de un serviciu calitativ de salubritate. Avem deja o conducere nouă de 2 ani jumătate și încă mergem pe un contract încheiat de vechea conducere și cetățenii sunt privilegiați de un serviciu, cel puțin la nivel de egalitate cu celelalte comune de județ, neavând acele pubele la poartă. Orice am face, ajungem la acele pubele. Practic, cetățenii trebuie să plătească serviciul de care nu beneficia. Aceasta este concluzia. Și o să mai dau și o intervenție care a avut-o domnul Seto, care înțeleg că este fostul președinte la acum, că și-am zis că și-a dat demisia. În ședința de Consiliu de la Parava, comună care nu a aprobat nici până acest moment mărirea taxelor și nici o subvenționare, spun așa, citez, există tentația subvenției, dar este o chestiune pe care eu nu pot să vă recomand, cel puțin nu în 2019. Continuarea pe care a avut-o domnul Seto în acea intervenție a lui în ședința de Consiliu Local de la Parava a fost tocmai aceasta. Din acest moment, prin acest act adițional pe care vi se propune să-l aprobați astăzi, se dorește practic ca pe viitor să nu se mai plătească în funcție de persoană, ci să se scadă taxa în funcție de gradul de colectare, anume să se colecteze mai puțin gunoi. Pentru că practic de aici a plecat problema, de la faptul că se colectează foarte mult gunoi. Din nou, eu mă voi abține la acest proiect, v-am zis și... Practic, facem parte din până la 31 decembrie, doar 6 comune au aprobat acele taxe. Nu zic că e bine, că e bine, că e rău. Ideea este că cetățenii n-au văzut și nici nu știu când o să vadă prea cum schimbări. Așteptăm acel contract, oricum, dacă nu s-a făcut timp de 2 ani jumate, probabil nu o să facă nici de acum. Așteptăm acea licitație care nu știm când va avea loc, adică termenul este, dar nu știu când exact va fi finalizată și poate că în anul 2019 vom reuși și noi să asigurăm cetățenilor serviciu pentru care ei deja plătesc. Mulțumesc. Domnul Dan. Da, eu o să votez împotrivă, pentru că comuna noastră plătea gunoi în funcție de cantitatea care o face care de gunoi dusă la grapa de gunoi. Da. S-a trecut la plata pe persoană, fără ca să beneficieze serviciul ăla, dacă eu plătesc la numărul persoană, trebuie să mi le ia din port, aia înseamnă. Noi trebuia să rămânem la plata, la tona de gunoi, pentru că nu ni se ia gunoi din fața porții. Când s-a trecut la gunoi plata după numărul de persoane, se plătește mai mult, având în vedere că e un alt serviciu, deci îți ia gunoi de la poartă. O nouă nu ne ia gunoi de la poartă și nu este logic și normal să plătim taxa asta de la numărul de persoane.
Deci eu voi vota împotrivă orice să vină de la salubritate până când o să fie date pubele la fiecare port. Da, bine, mulțumesc, dar nu cred. Eu mi-aș fi dorit să-i pun întrebare domnului primar. Dacă doamna viceprimar ar putea să răspund, nu m-ar supăra. Până când mai avem noi contract cu somnul? Am făcut contract recent. Deci s-a făcut un an? Dar contractul SOMA nu știu dacă intervin. Am discutat la ședința trecută. Recomandarea este de la ADIS, cei care au contract cu SOMA, să meargă așa până când se face licitația și vor fi nou operator stabilit. Aici am avut... Deci poate să mai dure 2 luni, 3 luni, o jumătate de an? Nu, atâta timp, deci aici scrie clar, în anexa asta care ne-au dat-o ei după ce ne-au trimis aprobarea actului adițional numărul 3. Nu-i clar că cei care au contracte cu alte societăți se va merge până la finalul acelui contract. Nu 3 luni, nici 2 luni, atât cât contractul ăla trebuie. Deci, eu zic, ce, dacă este acta adițională și este făcută încă un an de zile, pare rău că n-am primit un răspuns, este benefic pentru noi. Și să vă explic de ce. Eu, chiar și în ședința trecută, am specificat și îmi pare bine că și cei dinaintea mea au spus același lucru. Noi, fără pubele, o să avem probleme mari. Vă spun pip. E răspunderea mea. În momentul în care e pus pubela omului la poartă, deci acest, să-i zic, gunoi, le duce la jumătate. Nu mai vine cu câinii din mort, nu mai vine cu câinii la moarte și alte și alte chestii din grădină, să le aduce în containerul ăsta pe la lindă. Spune clar. Deci, eu am luat și chiar am citit paragraf cu paragraf și undeva ei scapă ceva din să le zic, din bucătăria lor. Și vă citesc clar ce spune. Pentru a evita orice dubiu în scopul încurajării colectării selective, a atingerii țintelor legale stabilite în sași novateurilor, deci astea sunt țintele noastre, ca să... Deci să facem colectarea selectivă, implicit a scăderii cantității de deșeuri reziduale, reziduale înseamnă că nu mai ai ce mai face cu el, și colectarea acelor deșeuri reciclabile. Acel să-i zic, deșeul reciclabil este, deci intră din nou în circuit și acolo se câștigă niște bani. Noi când ne-am dus în fața omului, poate anul ăsta nu, 2019, 2020, 2021 și îi spune, bă băiatule, noi, primăria, putem să îți dăm o bonificație la plată dacă îmi pui selectiv totul. Ar fi o chestie extraordinară. Pentru că atunci omul este interesat. Pentru 2 lei, 5 lei. Când am pus mâna pe deșeul ăla, ăla să-i stic cu asta hârtie, să-l pună selectiv totul. Deci aici trebuie să avem noi grijă. Să încercăm să ducem în prima fază să-i zic pubiera asta la poarta omului și pe aia să încercăm să-i lămurim că de fapt e beneficiul nostru și al lui în primul rând. Să-i educăm. Nu să-i educăm, domnul președinte. Nu-i vorba de educație. E auto-educație. Vă spun sincer. Pentru că omul, eu țin minte în San Bartolomeu de Anjou, am aici martor. Duceai copacul, duceai peretele care l-ai stricat, duceai frunzele, să le luase rectiv și îți dădea și un fular, îți dădea și... Deci era o chestie care te punea în situația să le pui selectiv. Și trebuie să ajungem aici, Europa asta ne cere. Nu-i de râs. Deci dacă contractul ăsta mai este încă un an de zile, noi nu trebuie să aprobăm așa ceva deocamdată. Și să încercăm să-i punem în situația să ne aducă pubere. Pentru că chiar dacă contractul ăsta a fost din 2010, cine mai rog, aș fi vrut să îl aduceți în fața consilierului, să vedeți că acolo cei ce au fost consilieri, ce au fost primari, ce secretari, ce mai fost pe acolo, nu și-au dat seama că ne păcălesc ăștia noi. Acele pubele trebuiau obligatoriu, cum o dat la toată lumea, pubele trebuia să-mi dea și nouă. Deci noi acum trebuie să băgăm ușor 2 miliarde, am înțeles că sunt 500 de pubele. Trebuie să mai băgăm bani să ne luăm pubele. Altfel, cu strângerea asta la grămadă așa, nu realizăm nimic, pot spune. Omul nu este conștient o face spre bine comunității. Atâta timp cât se duce acolo și cântărește și
frunza și pământul și cine aibă mai bagă era acolo. O să dăm la banii bine. Nu, nu voi vota pentru. Până nu se rezolvă problema cu problema. Mulțumesc. Da, domnul Bogdan. Eu și la ședința trecută am zis, bă, gata, se termină cu gunoaiele. Este ultimul proiect de hotărâre care nu așa. Aude, primul proiect de hotărâre, iară cu gunoaiele. De-aia voi fi împotrivă, să știți. Voi fi împotriva proiectului, pentru că eu deja plătesc. Azi am plătit gunoaiele. Pentru ce? Pentru ce am plătit gunoaiele? M-am pus pe treabă. M-ați înțeles? Deci eu l-am plătit, dar fără să-mi ia... De, de ani de zile, un gram de gunoi din... Asta vreau, nu, eu voi fi împotrivă. Altcineva? Eu n-aș fi vrut să intervin din stambă, dar... Totuși două puncte. Scurt, la ședința din decembrie, când s-a pus problema subvenționării de către comună, toate ar fi diferență și... Eu am venit puțin mai târziu și un domn consilier care participat la ședința unei comisii, atâta m-a lămurit pe mine înainte de a începe ședința, cât e de bun. Da, dar n-are bun. Nu m-am lămurit. Dar n-are bun. Așa, așa m-am lămurit atâta de mult, m-am lămurit, ca până la urmă, nu știu, domnule, așa o fi, dacă cu nou proiect de hotărâri, ca eu să mă tez în bătrâni, să abțină. Acum, secretarul meu a avut grijă cu 2010 de contract, dar doi consilieri aici, care știu clar că secretarul nu are nicio atribuție în încheierea contractelor cu diverse instituții sau cu diverse agenții economici. Dacă vine contractul la secretarul, dacă ați să vină un secretar, să vezi, să vă semnați. Dacă o să vină la dumneavoastră sau să vă semnați, nu mai întâlnit în care sunt corecte. Da, atât. Și vreau să spun ceva. Deci proiectele astea care vin, deci s-a venit cu anexieri. Are 3 sau 4 pagini. Cine s-o mai uită? Eu m-am încercat să mă uit pe aștept, dar nu înțelegi nimic. Adică să fii mai subcinte, domnule, proiectele astea. Apureci la picioare. Da. Să fii mai subcinte, adică să extragă din proiect esențialul. Ca fiecare să înțeleagă, așa? Esențialul ăsta este, nu trebuie să înțeleagă, trebuie să dăm bani. Da, și să se ridică mâna în sus. Atât propus prea probabil proiectul din hotărâri. Cine este de acord? Cine este de acord cu proiectul de hotărâre? Pentru. Da, domnule. Zic că mai sus mâna, să văd și eu. Păi, domnule, pe amândouă. Cât să aveți, mă? 3. Împotrivă. Împotrivă, avem. Împotrivă, 4 voturi avem? Domnul Cuc, domnul... 5. Împotrivă, am spus. 4 voturi avem, da? Abține. Și-a răspăt împotrivă. Abține. Și o abține domnul Dămâng, da? O să răspundeți. Proiectul nu a trecut, nu? Lectura. Da. Avem 7 la 5. Deci nu suntem 5 pe consilieri? La momentul acesta nu suntem 15 consilieri. Deci ceilalți care sunt absenți și... Mai poate la... 13. 13. Lipsesc 2. Haideți să mai vedem o dată, că atunci, deci avem 4 voturi împotrivă, da? Domnul Boboc, domnul Bogdan, domnul Crețu și domnul Dancă. Avem o abținere, domnul Dămboc, da? Suntem 5. Diferența de 8, că suntem 13, a fost voturi pentru, da? Șapte voturi pentru Sfânt. Cât suntem în sală, domnule? 12. Cam asta timp, Hoja, când sunt călcate și mâncate. 13 suntem. 8 suntem. 13. Trebuie să calculați, doamna. Dar doamna Vici, doamna Vici, considerată, consideră. Da. 13 suntem. Este. Este consilier cu funcție de viceprimar. Deci sunt 8 voturi pentru și 5 voturi. Domnule, eu vreau să motivez. Eu n-am cum să fiu de acord că eu plătesc gunoi și n-am dat nicio pălărie de gunoi, nu mi-am luat niciodată. Păi și eu sunt potrivă. Sunt împotrivă, sigur. Domnul Bobo, trebuie să plătiți, nu trebuie să duceți. Deci să plătesc, dacă... Gunoi. Asta în secolul 20 mai e probleme de... De-aia nu faci. Deci mai departe. Punctul 2. Vă rog, liniște. Nu pui stăi. Cum acolo, de bună, vă rog, doamna. Da, bun. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 475 alineat 3 litera și articolul 475 alineat 3 litera B din
capitolul 8 al alte taxe locale din hotărârea Consiliului Local numărul 55/10/12/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019. Doamna Luminița? Da, ați, așa ceva în proiect ați primit și raportul și expunerea de motive. Am să fiu succintă, să vă spun doar că s-a efectuat o greșeală când am aprobat taxe și impozitele locale pe anul 2019 și nu s-a pus o sumă cam mare, dacă codul fiscal permite pentru taxa pentru eliberare, vizare anuală, autorizație prin desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 de metri pătrați, inclusiv vară, adică la noi este vară, să fie între 0 și 4.000 de lei, s-a fixat 1.013 lei. 1.013 lei la indexare. Da, cu indexare, că era 1.013 și... Iar la taxa pentru eliberare, vizare anuală, autorizație prin desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 de metri pătrați, codul fiscal prevede între 4.000 și 8.000 și la noi s-a aprobat 4.052. Am discutat cu cetățenii care au venit, care au spații de alimentație publică și care doreau să ia ca domeniul de activitate bar, și au spus că e cam mai ales și așa este. De aceea să ne putem încadra și în prevederile legale ale codului fiscal cu indexarea cu indicele de inflație și având în vedere că anul trecut a fost 5 lei pe metru pătrat, acum cu indexarea la 6 lei, aceasta este propunerea, iar la spațiile mai mari de 500 de metri pătrați a mers pe 8 lei, respectăm și prevederile codului fiscal cu indexarea cu indicele inflației și suntem și pe minimul, adică 8 ori 504.000 de lei este, cum prevede, durante 4.000 și 8.000 a mers pe minim. De aceea am venit cu această propunere și acum am fost și ca Comisiei Juridice. Comisia Juridică a dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. Comisia Învățământ? Deci spună cuvântul fiecare. Buget Finanțe? Ne-a dat aviz favorabil, tot acest 3-1. Deci aviz este favorabil. Da. Înscriere la cuvânt? Domnul Demo, 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 domnul acum nu spune că e toate clar, e vorba numai de baruri, deci nu e vorba de ceilalți magazine mixte, alimentare, așa, e vorba de baruri, se verdolături alcoolice, la pahar, la sticlă și așa mai departe, nu cred că se întâmplă așa de mult. Deci, și mi se pare normal lucrul ăsta să fie redus, taxa a fost exagerat de mare, din punctul meu de vedere, și cu cât taxa este mai mare, cu atât, omul nu o plătește, spune că nu are bani, nu face și el să încalce legea și nici noi nu încasăm. A fost o abținere din comisie, domnul consilier de Mocos, să explice și de ce, dar el a fost de un leu acolo, e mare pagubă cu leu, cu uite, leu, nu e leu, dar eu zic că totuși 8 lei metru pătrat la o suprafață de 20 de metri pătrat, cea mult, catar, un bar de 15, 4, așa mai departe, acolo 200 de lei nu e, pe an, nu este o pagubă chiar așa de mare în bugetul patronului sau proprietarului respectiv. De asta am zis că avizul a fost favorabil și cred că proiectul de hotărâre chiar este bine venit. Nu știu cum de am trecut noi cu vederea în timpul ședinței, că doar le-am luat pe punct atunci, dar nu am făcut problema asta. Bună ziua, domnul Dămoș. Așa este. Noi pe proiect 2017, respectiv 2018, am avut această taxă de 5 lei de metru pătrat. De obicei știu că proiectul de taxe și impozite
vine și se modifică în funcție de proiectul ca să fie împărțit pe anul anterior. Ne-a scăpat tuturor, se poate întâmpla. Acum, ce am sesizat eu ieri și în cadrul comisiei, e faptul că pe întreg tablou de impozite și taxe locale nu au existat mărimi decât acea taxă, acel coeficient de 1,3%. Mărind de la 5 la 6 lei, practic înseamnă o mărire de 20%. Practic această taxă iese din tiparul celorlalte măriri. Dacă e cineva atent sau nu, vorbesc, dacă nu are. Da, spuneți-mi, atât aș vrea să mă zic. Deci, deci nu, practic, noi nu, pentru că din proiect se înțelege că noi le oferim o mare reducere acestor administratori de societăți. De fapt, ne mărim taxa față de anul trecut cu 20%. Asta trebuie să înțeleagă. Da, chiar dacă nu e sumă mare, e o mărire de taxă. Și colaborat cu salubritate, cu toate cele, s-a dus. Tipic PSD-a, deci. Da, păi era vorba că nu mărim nicio taxă. Domnul Crescu. De fapt. Deci, nu știu dacă ați observat în ședința precedentă, am fost singurul care am întrebat primarul cum să calculează această taxă. Și mi-a spus o persoană, nu știu, mi-a spus că am trecut din mână. Ceva am văzut că acolo nu e regulă, asta e. Și mă deranjează pe mine. Bine că unii dintre dumneavoastră să fie răutăcioși și să încearcă să zică, doamne, dacă hai să o cer, poate n-ai voie să vorbești așa și nu știu ce. Până noi în vorgește ăsta, nu știu de cine, nu știu, nu mi explic eu, poate sunt un pic mai greu de cap. Nu vrem investitori. Nu. Păi dacă s-ar putea, care vine, jos cu el. Până este băiețașul ăsta, care se iese cu ciuperci, mai este băiețașul ăsta cu găini. Poate vor și să se facă de ceva, dar să-i ajutăm cât pe cât putem. De ce să mă rea, cum a spus domnul Dămă? Da, am nimic, eu, că, în momentul când uia razna, îi spune despre ce vorbim. Pune, dacă pisitul nu a rămas la 0, cât n-ai v-am pus acolo în plus, de ce să facem aici, să-i alineăm pe ăștia, bă, că au bani? Ui, bă. Nu, chiar un leu, domnul secretar. Mă, dar n-ai muncit pentru leu, și dacă s-a venit pe gratis. Hai să vorbim clar. Care s-a venit în primărie, de câte ori fost aici, tot încercăm să ne dăm după legi. Tu mi se spune mie că dacă mai plătești, mai vinzi două pachete țigări plus la negru și ți-ai scos banii. Dar nu chiar așa, om, că atâtea taxe și impozite plătesc întreprinzătorii ăștia încât efectiv mă mir că am rezistat până aici. O spun și nu știu cât voi mai rezista. Și sunt mulți care în interiorul lor îmi dau dreptate, dar aici n-am curajul să o spun. N-am curajul să o spun. Pentru că așa am fost, cum să spun eu, împinși, să le zic, conducătorii ăștia din primărie. A, să-l doare, că ăsta are de unde. De ce să nu aibă mai mult? De ce să nu mai angajeze pe cineva? Dacă are. Și merge și mintea. Nu. Noi suntem primii care îl taxăm. Și îi dau de patru domnul Dămoc să susțin ce spune el. Nu, doare, dacă mie am pisitot mi-ai dat cu 0,11%, pune pisitot la fel. Ca să fie toată lumea mulțumită. Mulțumesc. Nu, vă rog frumos, domnul secretar. Cer dreptul la replică dacă... Un drept la replică, dar nu... Tot ce mi-ai dat măcar mie în plus, așa, fără să muncesc cât am fost secretar... La statul român, Dorin, ți-am dat eu. În banii noștri. În banii noștri, a tuturor, banii mei, personal. Problema este în felul următor. Hai să o punem ca amendament. Deci cât iese domnul Dămoc din calculul? Au ieșit 5 lei nu și 20. Nu ies amendamentul, domnule, nu ies amendamentul. 5 lei și 20 de bani sau câte? 5 lei și 10 bani. 5 lei și 10. Nu pune 5 lei și 9 bani, domnule. Pentru că nu se va îmbogăți primăria cu un leu. Și un cum zic, domnul Tețu, domnul secretar, doamna viceprimar, vă rog frumos, toți investitorii ăștia de la nivelul comunei Horgești, care vin și suportă greutățile și le stabilește comuna, plătesc impozite, taxe și ne fac bugetul mare, să faceți un tabel să-l afișăm acolo, uite, societatea X poate că vin la bugetul local, societatea Y poate că vin la bugetul local. Și ultima soluție, ultima problemă care vreau să spun, cel care într-adevăr a investit în Horgești ciupercile, ăla cu ciupercile, cum îl cheamă,
Berea și cu domnul Cozaru au fost sprijiniți de Consiliul Local, cel puțin cât am fost eu secretar, cât am fost eu primar, că dacă nu eram... Nu, primarul de Cozaru, de Cozaru, le-am dat grajdurile. Cozaru de trei ori am... Nu, la Cozaru am fost când era primar... Când era primat domnul Ciurcan. Da. De două ori sau de trei ori am fost ca să le dăm definitiv prima dată. Pentru că s-a așteptat nu știu ce pe acolo, câte voturi mi-a adus. La magazinul din Hodici, când am pus să-i dăm terenul din jur, cu cumpărat teren, nu știam că să ajung contabil. De două ori sau de trei ori am pus. Deci noi am sprijinit. Pe cât s-o putut, pe cei care mi-au zis, domnule, oameni buni, dar chiar de pomană totul nu se poate, mă, fraților. Dar și ei, pentru mine care am găsit atâta, s-au făcut donații pe sub mână, și nu spui și pe asta. Dar nu s-au făcut nu donații. S-a făcut. Domnule, mai vorbim, mai târziu un pic. Pentru donația și cei investiți, da. Dar dacă vrei, discutăm, da. Discutăm în tăi, în patru. Dar nu are rost, discutăm oriunde și oricând. Eu nu vreau să-i duc, da. Nu mă pricep la asta. Să nu încercăm să se băgăm sub preș tot. Tot timpul veniți numai cu problemele voastre personale. Arată-mi la Tom care investi mai mult în Hodici. Dar ce investi la Hodici? Ce-am găsit stația de autobuz dacă e în picioare datorită mie. Da. Da. Stația de autobuz a fost făcută de... Stația de autobuz a fost făcută de fata lui Savin, cu banii ei și nu ai făcut absolut nimic. Nu nimic. Bă, sub ce ai făcut? Mai acum 3 ani, trimitea țurgan oameni să nu mai fac curățenie, să nu mai fac reparații. Ai uitat? Da. Ai fost printre aia care vine, băi, întrerupi. Da, ai venit printre aia care vine și mi-ai spus. Îl întrerupi lucrătorile, scrie acolo sus. Altceva de vă ascultă. Acum ce faci? Nu, dar să mă rădeți să roate astea de vă. Ce faci? Propuneți spre aprobare punctul 2 cu amendament? Domnului secretar? Da, nu, numai, deci prima parte s-a pus. Dincolo unde 8, nu mai dăm și de acolo jos. Nu, așa folosește. Dar faceți calcul. Dacă dați mai jos de 8, nu vă mai încadrați în norma legală. Pentru că la 501 metri pătrați ori 8, nu mai ajungeți la 4.000. Scădeți la 4.000. Este minimul cât se poate să fie. 5.40. Un calcul simplu. Da, să mai sub și vedem ce iese. Este o hotărâre nelegală, domnul președinte. Nu semn, din nou contract, semn și la... Da, nu e așa. Dar nu e chiar așa, doamna. Dacă în codul fiscal se prevede minim 4.000 de lei și 8.000 la 4.000, deci mai puțin nu se poate. Cum să dăm mai puțin? Haideți să fim corești și să lăsăm tot felul de discuții, doar că avem ceva. Toate sunt magazine. Da, nu e bine, ce faci? Propuneți pe aprobare? Ia, este ceva? Aveți amendament la punctul ăsta? A venit domnul Michilov cu inițiativă, dar susțin un amendament care să rămână în aceeași grilă cu majoritatea. Da, dar vă dau răspund, domnul... Deci cine propune amendament? Păi doar la... Domnul secretar, uitați, a pus direct la vot, dar vezi să mă întrebă și nu ceva, nu stăl tămână degeaba să dăm. Câte buticuri sunt aici în comună la noi? Nu s-a făcut o inventare aici în comună. Să vedem noi care beneficiază de proiectul ăsta de hotărâre. Că e vorba numai de buticuri, nu de magazinele astea alimentare care vând pe sub mână alcool și băuturi alcool. Astea nu mult se încadrează în proiectul de așa am înțeles eu, mai de jodița de ieri. Ați înțeles bine. Câte bufeturi sunt aici la noi, că ne certăm degeaba. Sincer. Îmi pare că nu sunt comună deloc. Buticuri care vând băuturi alcoolice nu sunt comună la noi. Mi-am văzut bine, mă zubea la 50 la 100 de grame. Eu o spun de cei care sunt, cum mă scos din cărți. Nu știu, domnule, nu știu. Uite, de ce spui că nu sunt, dacă nu știi? Păi nu știi, dacă zic că nu servește de asta. Chiar mai bine. În general, nu sunt autorizați. Nu știu dacă sunt autorizați ca buticuri la noi. Știu, că magazine alimentare, doar vin din control, dar magazine alimentare. Domnul vrea să întrebe dacă în autorizația de funcționare, doamna viceprimară, a trecut și așa ceva cu fiecare magazin. Deci până acum au avut trecut, acum trebuie să li se reînnoiască autorizațiile. Tocmai aici s-a ajuns și am fost atat cu acest lucru și deja am discutat cu cetățenii, cu cei care au barul și le-am spus de așteaptă acest proiect ca să le putem elibera autorizații. Am eu la autorizații în magazin, mix plus bufet. Deci așa scrie acolo, așa vă spun. Nu, la mine? Nu, da, cum e la caiet. Magazin mix plus bufet. Nu plus. Și-am, da.
Da, bine, acum eu știu cum scria, că nu, da. Nu sunt vedeți. Adică nu au autorizație. Dar nu, contează, nu. Haideți acum, dacă e, aveți, 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 depuneți amendament. Propun, dacă eu să încadreze cu indexare de 1,3%, cum au fost indexate și celelalte taxe din tablou. Deci noi am aprobat în cealaltă ședință. Calculul faceți dumneavoastră cât vine exact suma, pentru că știu că s-a făcut o, trebuie o rotunjire făcută, nu la sumă. Noi am aprobat în cealaltă ședință 1000 de lei, pe care am indexat. Deci la ora actuală suma este de 1000 de lei aprobată prin hotărâre. Amendamentul poate să vizeze acest proiect de hotărâre prin care s-a propus 6 lei. Deci dumneavoastră ori spuneți că amendați la 5, la 4, la 3, la cât dorește cel care vrea să depună amendamentul, altfel rămâne 1000 de lei. Cât este aprobat și legal la această dată. Deci noi nu schimbăm ce am aprobat în urmă. Da. Supunem la vot cu amendamentul domnului... Care e amendamentul? Care? Că noi cei trei care am venit nu știm. Exact ce am spus. Adică în loc de 6 lei să fie 5 lei și 5 lei. Ce bani s-a făcut? E să calcul. 5,10. Asta zici, contabilitatea este un calcul. Cât, ca să respecte acel coeficient. Asta zi, asta am spus. În cazul până, clădirilor până 500 de lei, fiind vorba de la 0 la 4.000 de lei, poate să fie și 0. Dacă stăm și ne gândim. Poate și faceți 5 plus 0 plus 1,3% și vedeți cât vă iese. Păi, dacă, dacă nu supuneți cum vreți la vot și... Trebuie să-l dune cu 6, cu 8 mai iese cu 15, dă-i cu 6 la asta. Deci, cu 6. Dă-i cu 6. Dă-i cu 6. Da, propun să ne aprobați proiectul. Atât, da, tot e lumea, aprob și eu. Motivă? Abține? La abținerea, ați s-a de bani puțin, faci noaptea nazul pe aici. Chiar așa. Împotrive nu-i nimeni? Da, chiar așa. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind integrarea primăriei comune Hojești în sistemul național electronic de plăți online și a taxelor și impozitelor de cardul bancar CNP și codul de suportare a comisiunilor bancar de la tranzacțiile online. Inițiator, consilier Dămoc Cristinel Claudiu. Domnul Claudiu. Avize de comisie. De la buget. Comisia juridică a decis, în comisie consilieri au decis la fiecare să își respecte punctul de vedere în cadrul ședinței. Da. Comisia învățământ? La fiecare. Am dat azi favorabil cu 4 voturi, că au fost 4 consilieri și chiar ne bucurăm că o să plătească oamenii online, că mă gândeam așa cât de mult se plătească. Acum, asta a fost ca o glumă. Nu văd eu ce inconvenient ar fi dacă ar fi comuna înscrisă și să aștept că nici plățile sau cheltuielile nu vor fi așa de multe, pentru că în primul an sau în următorii 2-3 ani nu vor fi chiar așa de mult ca azi să vor plăti online. Mai puțin. Ei, poate e bine asta. Păi și cine plătește impozit în prima lună în discuții de 10%? Acum nu văd eu ce pierde mare ar fi dacă ar fi online. Nu cât online, mai degrabă online. Propun spre aprobare? Da, mă avea și o întrebare. Scuzați, mă spuneți. Dacă și se întrebă. Da, întrebă cine sunt trei la cuvânt. Domnul Dancă, domnul Crescu. Altcineva? Dancă? Dancă, domnul Crețu și tu, Fesca, mi-a zicat ceva mâna. M-a zicat cineva mâna? Lista e deschisă, da, vă rog, domnul Dancă. Deci ca să aprobăm proiectul ăsta, ar trebui să ne se spună în ce constă și ce investiții se fac, dacă se acoperă sau nu, sau... Bun, trecem online, la ce constă? Adică, concret, ce trebuie să facă primăria ca să intre în... Suport din cheltuielile. Și cât sunt cheltuielile astea? Trebuie un studiu de impact, să știm vorba de miliarde, de un leu, de cinezi. Este o chestie. Deci trebuie să... Găsiți în extremea de motive, domnul Dancă, în toate... Târziu acum atunci. Nu știe cât costă. Nu am auzit să se citească. Păi, ați avut-o la mapă, dacă ați avut timp, o citeați. Da, bine. Domnul Creat. Deci, haideți să nu luăm în râs ceea ce a propus domnul Dămoc. Eu nu sunt omul care să fiu împotriva noului.
este foarte bine ca primăria să pregătească și bine, eu chiar am citit expunerea de motive a lui domnul Dămoc și îmi place chiar la zi cu tot ce a scris acolo. Și să nu zicem că la cine se duce și poate așa. Sunt oameni plecați, sunt oameni care au mai mult, să-i zic, treabă, muncă, să aleargă în stânga dreapta, să facă banii pentru copil, pentru câte și mai câte trebuie omului meu. Și este foarte bine, ai pasat 3 butoane și se plăti taxa. Deci, pentru asta, ne trebuie ca primăria să intre în sistemul național de 4 ani. Deci nu văd ce rău în asta. Haideți să nu mai vedem pe cel care vine din opoziție, să zic așa mai clar. Doamne, dar asta e, uite-vă ce vrea, nu știu ce, lasă-mă doamne la primărie. Să mă uit eu acolo cât am. Nu. Haideți să ne dăm cu nou și să mergem înainte ca pionerii care învață din ce în ce mai mult. Și ajung oameni mari. Mulțumesc. Da, domnul Tufescu. Ce sunt ați episcopi în mare așa? Care sunt avantajele și dezavantajele proiectului? Eu am citit ordinul numărul 95 din 19 ianuarie 2019. Ce știți? Și văd aici de ne spune despre niște comisioane mai mari, mai mici. Într-adevăr. Domnul Tufescu, pot să vă răspund dacă nu, eu pot răspund în locul dumneavoastră. Domnul, vă rog frumos, lăsați-o. Bun, dar nu o să-i răspund eu. Și noi, ca și restul cetățenilor României, trebuie să ne alinem la sistemul ăsta standard de plăți online. Nu am zis că nu sunt de acord, dacă am fost să discutați ceva. Nu, nu. Deci, total de acord cu implementarea acestui proiect. Deși el implică și niște costuri, niște comisioane, asta ar însemna că bănuiesc că trebuie să fie și niște aparate care să preia taxele astea, nu? Haideți să vă explic. Eu am discutat deja cu doamna contabilă, ea deja a făcut solicitările necesare către ghișeu pentru a se interesa care este procedura exactă pentru a ne alinia și a putea ca cetățenii să plătească aceste taxe online. Deci, procedura, să chemăm cu doamna contabilă să vă explice exact în termenii că... Nu, nu vreau asta. Eu pe mine mă interesează... Ideea este următoarea. Noi ca și primărie, pașii care trebuie să facem acum este să deschidem cont bancar, să dăm, această hotărâre de Consiliu Local, iar pe viitor... Registrați toți contribuabili. Exact. Pe viitor, asta va implica o muncă din partea personalului de la aparatul de specialitate, de la contabilitate, pentru a încărca baza de date cu sumele de plată ale contribuabililor. Acesta nu este un lucru rău, pentru că în primul rând, cetățenii vor intra și vor vedea exact cât au de plată. Pentru că la momentul ăsta există problema, și am auzit-o destul de des, cu persoane care au venit, au întrebat cât au de plătit, ori au plătit și nu, după aia li s-a zis că n-au plătit, ori li s-a zis o sumă și ulterior când au venit, poate n-au plătit, așa li s-a zis altă sumă. Asta se întâmplă destul de des, mai ales la loc când faci calcul manual. Dar sunteți de acord că efectul la zona noastră, în care ne află, implică o cheltuială de risc mai mare, în ceea ce privește educația omului, ea a folosit calculatorul. Bine. Ideea a plecat în primul rând de la dezvolta, cum am gândit. Dacă rămânem blocați în trecut și mergem pe ideea că luna nu o să... avem, știm cu toții, un număr foarte mare de ce putem plecați în străinătate. Nu creează eu, domnul Mitică, există acum carduri bancare care fac tranzacții automate, fără comisioane. Asta e problema, pentru că, dar specifică și ne spunea de motive, comisionul este suportat de către plătitor. Deci el, dacă lui se pare rentabil și convine și are un card, plătește. Dacă nu îi se pare rentabil, nu plătește și așteaptă să vină... De la serviciul contabilitate vi s-a spus cam cât implică cheltuiala asta? Și doamna contabilă garantează că... Din partea primării, nu. Alte cineva? Vrea să mai pune cineva ceva? Propun proiectul, dar spun ceva, dar văd că nu vrei să-mi dai voie. Deci, dacă citeam aici toți, atent, să spune clar de către contabilitate,
Va mai dura puțin, deci... Ceva mai mult va mai dura. Dacă îmi permiteți o să că eu am discutat pe amfotare și am întrebat-o. Mi-am pus și un semn, întrebare ce înseamnă acel durează ceva timp. Ceva timp, da, asta vreau să întreb eu. Chiar mă gândeam că zic, dacă durează câțiva ani de zile, o să vin cu amendament să dau și un termen, să dăm și un termen împreună. Dar doamna contabilă mi-a zis că e vorba poate de 2-3 luni, pentru că asta va dura procedura. Dar probabil că undeva pe la luna... Ce este, se va alinia la programul ăsta. Dar implementarea, introducerea contribuabilor nu durează mai mult, va dura și mai mult. Totuși nu suntem milioane de cetățeni în Gorgești. Nu sunt, dar... E ceva, e durat. Eu zic că o muncă de două luni, eu zic că se va reuși. Și eu chiar sper că undeva pe la în jurul datei de 1 iulie, mai ales că în a doua parte a anului știm cu toții că scade gradul de încasare, pentru că toată lumea plătește la început. Și în a doua parte a anului poate să avem și primele încasări din sistemul online, către primul de a plătește. Da. Atât? Da, mulțumesc. Da. Vreau să spun, sunt aici în primărie de atâția ani și cunosc și la impozitia seară mersul nu e. Dacă, nu știu aceste două luni, cum a spus doamna Bogdan, dar dacă de 3 ani de zile s-a pus problema să chitanțele să fie tăiate și în program, adică toată să se desfășoare și în program, nu numai chitanțe manuale, și dacă nici în prezent nu s-a trecut la acest pas să se taie chitanțe, să fie în program totul, am dubii că în 2-3 luni, deci nu vreți s-ar putea să treacă la acest, la implementarea acestui... Dacă ai un card avantajos la bandă, nu putem cu comisiune. Da, nu ești în afară de impozit, va plăti și niște taxe. Comisioane, numite, da? Da, dar unul, dacă trebuie domnul să te locuiești în București, trebuie să vină la Gorgești, poate mai fi comisiune. Unde drumul de peste 80-90% tranzacții se fac numai online. Noi, da. Poate veni oricând să plătească cu banii ăsta de vedere, nu suntem... Domnul, nu sunt născutieri, eu vă pun niște întrebări. În cazul în care proiectul va trece, oamenii să știe că implică și niște costuri la comisioane și niște lucruri. Oricine are un card bancar și face tranzacții online, okay. Știe lucrul ăsta. Trebuie, sunt și oameni din stat bătrân care nu știu ce este. Domnul Petrescu, acest proiect nu obligă pe nimeni să folosească, doar oferă o alternativă acelui om care nu poate să vină să plătească fizic impozitul local, să poată să-l plătească și online. Cetățeanul care până acum poate avea scuza, spunea, domnule, eu nu ajung la Gorgești, nu așa, acum o să poți să-i spui, domnule, poți să intri să-ți plătești online. Oricum, spre aprobare, punctul numărul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Nu am și abține, da? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind accesul gratuit la internet, wireless în spațiile publice din comuna Gorgești, județul Bacău. Domnul Crețu, vă rog frumos. Nu, avem pus-o pe dar nu apucă, mai puteți vorbi și acasă. Nu mai vorbesc acum, să vă fac mult. Este gard. Aici, chiar numai aici vă găsiți una de contrazicii. Au? Dar nu m-am contrazis, că nu a fost obțin pe întrebare. Dar sunt două mașini. Da, comisii. Punctul numărul 4. Cine e? Da, 4. La comisia juridică s-a discutat proiect de hotărâre, s-a dat aviz negativ, pe motiv că încă nu este această discuție și nu știu nici ceva la bine. Și lucrăm ca, în cazul în care nu trece acest proiect astăzi, la ședința de buget să se vină cu amendare sau cu propunere să se aibă în vedere aceste lucruri și să vedem ce sume ar trebui alocate. Și pe acest motiv Comisia Juridică a dat acest negativ. Comisia Învățământ? Fiecare e aici la buget finanțe? Și noi am dat adiz, adică am fost prii la ONU, adizul negativ din partea la 3 consilie și domnul... La Învățământ, punctul de vedere. Cine se înscrie la comun? Pot să-mi susțin eu întâi proiectele? Da, vă rog. Proiectele 4 și 5, practic, sunt oarecum în legătură. Eu rugasem domnul secretar să pună inițial proiectul cu calculatoarele, cu material didactic, dar nu e o problemă, că eu o să desim. A, ca și ordine? Ca și ordine, da, nu e asta o problemă.
Strig la proiectul cu numărul 4, este vorba de un proiect european care prevede asigurarea de internet wireless în comunitățile din toată Europa, inclusiv România. Deja a fost o primă etapă a proiectului, 224 de localități din România deja au fost selectate și vor primi acest bon valoric de 15.000 de euro pentru internet wireless. Următoarea etapă de înscriere este undeva în luna septembrie, următoarea etapă de selectare, de selecție a comunității undeva în luna septembrie. Deci până atunci este timp suficient ca și noi să aplicăm la acest proiect. Am discutat cu directorii celor două școli, consideră util acest proiect, mai ales în ideea în care vor fi achiziționate și acele calculatoare noi, pentru că știm, există acea materie, tehnologia informatică. Dar nu săriți la punctul celălalt. Ok. Atunci acolo avem o discuție. Ok. Ideea este că dacă există calculator nou, dacă există internet de mare viteză, cu siguranță acele ore ale elevilor se vor putea desfășura în condiții foarte, foarte bune. Referitor la amendamentele, la avizul nefavorabil dat de comisii, aș vrea să vin cu câteva precizări. În anul 2017, proiectul de buget a fost aprobat în data de 31 martie. Până la acea dată, noi am aprobat câteva hotărâri de Consiliu după cum urmează. În luna ianuarie, am achiziționat servicii juridice în valoare de 2000 de lei. HCL numărul 4, am aprobat asocierea cu Crucea Roșie în valoare de 2500 de lei. HCL numărul 5 din ianuarie 2017 am aprobat cotizații către ADIP ADIS în valoare de 100, respectiv 2000 de lei. Mai important, prin HCL 9, 10, 11 din 14.3.2017, deci încă nu aveam bugetul aprobat, am aprobat indicatori tehnico-economici pentru drumuri comunale, pod, zodia, școală, sohodor, toate incluzând asigurarea cofinanțării în valoare de peste 480.000 de lei de la bugetul local. Deci, practic, noi toate aceste sume care le-am aprobat până la aprobarea bugetului, au fost aprobate ulterior și puse în bugetul local. Există aviz de legalitate al ambelor proiecte, deci aceasta, în caz de cineva va considera că nu este legal, ar putea fi atacat la științată prefectura Bacău. Dar eu n-aș vrea să ajungem să punem în discuție chestia asta, ci aș vrea să ne gândim în primul rând că aceste proiecte sunt utile comunității și în special tinerilor. Și tocmai de aceasta o să mai vin cu un argument, și anume legea 350/2006, chiar așa se cheamă, legea tinerilor, unde la articolul 3 prevede, după cum urmează, autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acestei la nivel național și local în condițiile legii. La articolul 4 prevede așa: politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale. Litera F, garantarea dreptului la educație, instruire și specializare profesională. Litera G, stimularea accesului tinerilor la informații și tehnologii informaționale. Deci, chiar consider că aceste proiecte nu au nicio problemă de legalitate. Problema se pune doar dacă considerați necesar și eu consider că există și această bază legală, mai ales că, deci, iar o să trec la următorul punct. Așa cum v-am spus, există o prevedere ca acea materie să fie obligatorie în școlile noastre, deci să fie în programa tuturor școlilor. De anul trecut, din 2017, greșesc? Deci este implementată la clasa 5 ani trecut, clasa 6 o face de anul ăsta, așa, 5 ani, așa, și este obiect de examen, domnul Tupescu, când termina 8-a. Domnul Bunar, știam lucrul ăsta, eram testat pe domnul Dămoglu, pe dumneata. Da. Ok. Mă las să termin. Eu aștept atunci când am făcut. Eu cam asta am avut de zis, dacă aveți vreo să întrebați și rămuriți. Așa, da. Că ceva trebuie să facă la primărie. Altcineva? Altcineva? Ce domnul crede? Altcineva? Să fie așa, poate să trebuie, da? Nu, da, nu, 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 nu,
Avem o să speram să nu mai discutăm astăzi, dacă așa ne înțelegeți. Iar mai el a lămurit într-o fel. Într-adevăr, au primit aviz de legalitate din partea domnului secretar și domnul secretar s-a gândit dacă finanțarea aceasta ar putea fi aprobată de prevăzută lege specială de învățământului și, într-adevăr, Consiliul Unitate Administrativ Teritorial susține învățământ, sănătate și mai departe. Dar în momentul când s-au întocmit aceste două proiecte de hotărâre, nu s-a ținut cont de cel mai principal lucru când nu este bugetul aprobat. De faptul că bugetul, proiectul bugetului local se întocmește de către primar și se supune spre aprobarea Consiliului Local. Nu de către primar cu sprijinul consilierilor sau la propunerea consilierilor. Iar în Consiliul Local, la când se discute bugetul, consilierii pot veni cu amendamente care sunt supuse și Consiliul Local, în plenul său, ține cont dacă amendamentele respective constituie o prioritate. Referitor la hotărârile care voi ați referit dumneavoastră, îmi pare rău că nu le-ați avut ieri, ca să le discutăm în comisie. Alea 200, 2000 de lei, alea 3000 de lei, proiectele de hotărâri au fost întocmite de către primar, iar au prioritate să încadrau în cheltuială așa cât la sută, nu știu, din buget, nu este bugetul aprobat în primul trimestru, să merge pe o cheltuială, nu știu cât la sută, deci era sigur. Acum vă întreb pe dumneavoastră și am discutat și ieri problema. Dacă aprobăm, vine după de moment, dar până când se face bugetul, probabil până în martie, mai pot să mai vin și eu cu un proiect de hotărâre să spun, domnule, trebuie neapărat 100.000 de lei sau 34.000 de lei pentru geamurile la grădiniță, care nu uitat ieri, că pun alea domnului, subiecte prin ele, sunt deteriorate, face foc de pomană. Mai vine domnul Burnaru cu 20-30.000 de lei că trebuie plătit stadionul. Și, sau, cum se cheamă, instalația aia electrică, trebuie plătit și aia cât făcute. Mai vine cineva cu nu știu ce, tot plinii de școli. În momentul când s-ar aproba astea toate, ce suma putem noi să spunem că mai poate să-i spună primarul, vine și el cu proiect de hotărâre, că frate, dar deja 200 sau 300 de mii de lei, mi s-au dus. Că le-ați aprobat, voi, eu ce să mai vin cum vă spun. Doamne, sunt destul de priorități care trebuie, de care trebuie să mă cont la învățământ și funcții de bani care vor fi, nu știi nimeni ce sumă va avea alocat învățământul de buget, e bugetul local, e bugetul local strict, în afară de ceea ce vin salarii care, nu știu, de aceea formă ca în anii anterior, că deja și școala, directorul școlii, este un donator pe piață de credite, din câte știu eu. Așa. Deci eu la asta m-am referit. Când am considerat că după ce s-a aprobat, pentru că articolul 6 care motivează în preambul domnului președinte, spune, Consiliul Local aprobă proiectul de buget propus de către primar. Nu întocmește el. Spune, aprobă la propunerea primarului bugetul local, de rând de credite. Dar nu spune că aprobă proiectul întocmit la propunerea consilierilor. Proiectul de buget aprobă, proiectul primarului. Eu la asta m-am referit și consider că nu zic că nu sunt necesare calculatoare. Știu că școlile au fost dotate cu calculatoare din 2007 și acele calculatoare chiar atâta de vechi, de depășite pentru toată primăria, toate calculatoare care sunt la primărie, alea, nu, laptop, adică, pentru un patru. Și lucrează. Ele au destul de capacitate de magazinare, nu știu, megabit sau bit, nu știu cum se mai cheamă, alte că nu mă pricep. Și deci nu ar fi o problemă. Dacă e necesară, poate veni ca amendament în ședința din Consiliu, ca așa am, și Consiliul Local va vota. Este absolut necesar să dotăm și cu internet de mare viteză, bun, probabil asta nu înțeles, în anumite puncte din comună, unde se pot conecta oameni la internet și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, avizele care le-am dat în cadrul comisiei au fost avizele nefavorabile. Dar n-am făcut 4 la internet acum. Da, am discutat despre amândouă. Pentru amândouă. Am discutat despre amândouă. Cine o să ai spus vorbim la amândouă și domnul consilier a vorbit despre amândouă. Dacă sunt legat cu unul, poate fi vorba de bugetul local. Lasă-mă un pic. Atât, domnul. Atât. Domnul Tufescu. Eu undeva prin noiembrie, când s-a discutat despre proiectul ăsta, eu am deschis
vor așa am vorbit, dacă v-am intrat drumul de mult. Numai că eu n-am venit cu un proiect, ceea ce probabil că am greșit. Deci când domnul primar aici de Bătea, și chiar îi spuneam, domnul primar Bătea, că există o posibilitate de a, de a beneficia de Wi-Fi în țările publice prin fonduri europene. A rămas nici da, nici nu, nici că ne interesează, nici că nu ne interesează. Acum, într-adevăr, trebuie să vedem și partea noastră financiară cu testiș. Era frumos dacă așteptam un pic să se așeze bugetul, să vedem despre ce este vorba și după care discutam despre implementarea acestui proiect. Acum, dacă e nevoie, sărim direct și la ultimul subiect. Cel cu, într-adevăr, cu calculatoare. Când ați discutat cu domnii directori, domnul Lucar și domnul Leon, pe ce bază o stabilit că acele calculatoare sunt depășite? Au dovadă vreunui expert care venise, că chiar discutam cu domnul director la Răcătău și îl întrebam, domnule, a venit un expert, le-a verificat, a venit și a dat un proces verbal prin care spune că aceste calculatoare nu mai fac obiectul uzului școlar. Ori dacă stăm și ne întrebăm, ce credeți că studiază un elev de clasa 5-a pe un calculator din ăla? După părerea dumneavoastră, să acceseze un ORT, să învețe să o foaie de calcul, să recunoască componentele unui calculator, ori din cel puțin la Răcătău, domnul de la Urgeș este de lăudat. A reușit să implementeze internet în școală fără să apeleze la Consiliul Local, a reușit să doteze două laboratoare care merg prin el, deci sunt perfect funcționale, și nu știu cum a făcut, cum a reușit și a adus experți, că acolo trebuie să mișcă. Tot nu este de lăudat, n-am nimic ce să-i reproșez. La noi calculatoarele se funcționează de aproximativ cam de 2 ani. Eu cunosc situația și laboratorul de la Borgești, într-adevăr, calculatoarele de acolo sunt un pic mai ca și capacitate de stocare, ca și performanțe mai jos decât cele de la Răcătău. Cele de la Răcătău sunt mult superioare, sunt HP-uri cu Intel CD-ROM, chiar dacă sunt din 2007. Dacă cunoașteți și știți ce înseamnă calculator, veți observa că în momentul de față, pe piața de România încă se vând astfel de calculatoare în magazine, nu la mâna a doua. Da? Știți cum e? Trebuie să te implici un pic, să faci laboratorul să funcționeze. Sunt 20 de calculatoare erau la Mircea și 16 la Răcătău. Se poate face un laborator perfect funcțional pentru două clase care sunt în școală. Problema mare care este la noi, eu ar veni și cu un amendament dacă sunteți de acord, către sfârșit. Problema mare este siguranța copiilor în școala Răcătău. Tavanele cad, plouă non-stop. Începând în școala aia nouă, este jale, Bagdadia deja a început să cadă. Dacă se uită la calculator, plouă prin tavan, siguranța copiilor este zero acolo. Nu mai discutăm despre ferestre și alte minuni pe acolo, că în sfârșit. Și așa avem o problemă cu domnul primar, nici știu de ce n-a venit astăzi. Toaletele pe care le-a făcut domnul respectiv, sunt atât de întunecoase, cobori în beș, nu vezi, ca prin rahat, ca să vorbim. N-a făcut o gură de aerisire, n-au făcut un gemuleț, să vedem și noi pe unde intrăm și pe unde ieșim. Bani aruncați, fără recepții corecte făcute. Acum, ca și amendament, eu ar veni cu alte probleme. Să identifice toate calculatoarele care funcționează atât cum trebuie, nu să venim să cerem 40 din start, la o valoare de 80.000 sau 80.000 de lei, 800 de milioane, când problemele sunt mult mai grave și trebuie văzute. Un sistem video pus la punct acolo, să nu mai fie bătaie pe holuri între copii, să nu mai fie afară, fel de fel de probleme. Astea sunt problemele grave cu care se confruntă școala, o apă curentă în școală vrem. Să ne spălăm, să fim cum trebuie. Din 30 ceva de calculatoare se pot face 10 să funcționeze cum trebuie, domnule. Da? Dacă îi aduce specialiști, asta trebuie să fii și un pic de gospodar, să te duci, să te implici, să aduci firmă care să se ocupe cu așa ceva. Să aruncăm cu banii vânt, e ușor să facem lucrul ăsta. Mai departe, ca și amendament, eu aș vrea să, dacă tot există proiectul ăsta și primăria este de acord să investească, aș dori, de exemplu, în fiecare sală de clasă să existe table cu marcări, care sunt undeva sunt un sfert din prețul achiziționării unui calculator. Adică copilul să nu mai înghită atâta cretă, să se îmbolnăvească, să ne gândim un pic la sănătatea copilului.
Un alt lucru pe care ar dori să se întâmple la școala Răcătoși, să avem videoproiectoare ca în școlile mari din Bacu, atașate pe tavan, cum am văzut și la școala de la Vorgești, și încă o dată spun bravo lor, cu un sistem, de acord cu un sistem de internet, să-mi desfășor lecția, cum trebuie să-și o desfășoare într-un cadru didactic, într-o școală civilizată. Adică să nu mai vin cu laptopul meu de acasă, să nu mai vin cu internetul meu de acasă, wireless, și să-mi fac lecțiile la școală. Pentru că vin cu toate coamerele de acasă, domnul. Asta este prioritatea numărul 1. Un laborator pentru două clase se poate face din cele două, care stau calculatoarele aruncate acolo. Domnul director, asta trebuie să vă spun. Da, domnule, avem. Dar nu am văzut ce cu ele. Dacă se poate face ceva din ele, nu se poate face absolut nimic. Le aruncăm, le strângem la roabă și ducem la tomberă. Asta este ideea. Deci mai întâi trebuie făcut un studiu clar, să vedem ce și cum sunt prioritățile, să vedem care sunt modalitățile, ce costuri implică și asta este ideea. Ne-am la teme. Da. În ceea ce privește egalitatea, se fac un secretar. În ceea ce privește oportunitatea, se stăpăiește că ești tot la fel de amândouă. Cum se vede, a discutat domnul consilier Cupescu. Eu vreau să spun că am votat negativ pentru aceste proiecte de legislație. Tocmai merg mâine la școala Vorgești, este Consiliul de Administrație. De și unul subiect de ordine de zi, cred, este chiar banii pe care o să solicite și ce se are vedere să se facă la școala Vorgești. Și o să vedem acolo ce consideră domnul director că ar fi necesar și ar fi o prioritate. Trebuie foarte multe. Chiar era discuția pentru geamuri, cum a spus la Răcătău, s-a investit mai puțin decât la Vorgești. Aproape de loc. Da. Și dacă acum, da, aici la Vorgești, acum școala arată bine, geamurile tot e în regulă. La grădiniță am zis că geamurile și aici s-au lăsat. Vrem 20 de calculatoare și era în situație de a fi închisă grădinița din cauza cum a luat oare. Noi consilieri de multe ori suntem puși într-o situație ingrată pentru că toate proiecte de votare sau cele comisii în comisie sunt pus repede pe pagina de Facebook și sunt atâtea comentarii și se ajunge la situația că ia să văd eu cine este împotrivă și să aruncăm cu pietre în cei care sunt împotrivă, deși nu se ascultă punctul de vedere. De multe ori nu suntem noi cei mai înțelepți. Poate nu am luat în vedere, nu am luat în calcul o părere și care este foarte bună sau am gândit numai dintr-o perspectivă, n-am văzut o altă perspectivă. Nu, aruncăm cu pietre pe rețele de socializare în mod special și nu acceptăm. Poate totuși ideea mea n-a fost cea mai bună, n-am făcut alegerea cea mai fericită. Nu, totul este să vin să spunem, să ne victimizăm toți, să vedem ce o să fie împotrivă, o să vedem și o să spunem, uite, acum a fost împotrivă. Nu se ia în calcul că ceilalți consilieri sunt totuși de bună credință și văd alte priorități decât ceea ce am văzut eu la un moment acela. De aceea am zis, haideți să lăsăm, vedem, domnul director, oricum o să vină ședința cu bugetul, o să vină și cu propuneri. Mâine, cum am zis, nu știu, la școala Răcătău, că încă nu am primit convocare pentru ședință, pentru adunarea. S-a făcut sau? Consiliul de administrație. Da, am avut astăzi, nu știu. N-am avut așa, nici știu dacă domnul primar din moment ce n-a fost, că s-a luat ședința. Am înțeles că domnul director a încercat să ia legătura și domnul primar i-ar fi răspuns, i-ar fi spus de ce sau nu i-ar fi răspuns. Nu știu, aici răspund pe orice și pentru că a venit convocarea și tot la fel mâine este ședința oficială. Acesta este punctul meu de vedere și de ce am la ambele proiecte de hotărâre, de ce s-au dat. Da, domnul Mădălică. Aveți cuvânt. Da, da. Proiectile astea sunt bine în direcție, dar nu întrebăm așa de unde bani. Bugetul încă nu a venit. Sunt întrebări mai grave care trebuie de tot. La școală, la Soldor, dacă ne gândim, se topește zăpada acum, s-a adună un balt acolo, nu-i făcut de beton, așa, un fotbal, măcar, un copil când fac sport, nu s-ar merge prin noroi, nu mai fac sport. Deci sunt treburi multe de făcut, care sunt mai grave, mai așa. Nu mi-aruncăm ceodată la calculatoare. Și noi nici n-avem și încă. Ca să sport, mai este. Dacă facem mai mult. Dacă vine cineva cu o problemă acum la
primăriei și spune am nevoie de niște bani, mă ajutor de urgență, s-o îmbolnăvi cineva, e grav ceva, s-o întâmplă, oar s-o încadre, nu știu ce. Bugetul nu-i venit, primăria de ce? Ne rugăm, nu-i venit de astea, dar să știm și noi mai bun, dar să primim niște fonduri mai din mare, cam asta mă. Da, domnul Creț. Deci, dumneavoastră, vă spuneți, domnul Bogar? Da. Stimați colegi, din nou vreau să spun că proiectele nu sunt de aruncat la coș. Apreciez la proiectul 2, că vreau să discutăm și pe amândouă ca să notez în timpul, privitor la achiziționarea de material didactic pentru școli, dau de plină dreptate domnul Tofescu, putem întâi să le ordonăm pe gradul de urgență. Dacă o să fie bani și pentru calculatoare în ăștia 80.000, nicio problemă. Problema este, până nu ne vine bugetul pe 2019, să le sistăm pe astea două. Poate că sunt bune. Mulțumesc. Domnul Bogdan. Aseară am primit un telefon de la directorul școlii la Hoce și m-a rugat ca să ridic problema în ședința de consiliu care avea nevoie. Vă zic că sunt bune și pe la laptop, cu internetul, dar dacă ar putea primăria să ajute să cumpere cel puțin 20 de calculatoare. Sunt la camplat. 20, pentru că are profesoare de TIC, deci nu știu dacă are pe tău, este așa ceva. Da, e tu doamnă, aici ești doamnă. Aici ești doamnă, atunci alături. Ești doamnă. Deci, cu prioritate să se facă rost de calculatoare. Iar a doua problemă, care va fi pentru viitor, oameni buni, trebuie să, mai ales că a ajuns Bramburica din nou ministrul educației, să mai facă rost de o mașină pentru elevi, pentru a duși copiii. Eu vă spun, la Sodor nu se va face... Bine ar fi, Doamne, unde ar fi de o școală la Sodor, dar nu se va face. Când vor veni și vor, un expert și va spune, bă, dar aveți spațiul aici, aveți spațiul la Răcător, ce mai vreți să mai faceți? Sunt două OPG-uri diferite, domnul Bogdan. Ori fi, omule, dar îți spun eu... Mă rămâne unul, Bine, că acasă nu vor veni. Am vorbit cu câțiva și, domn Bogdan, chiar dacă ne trimite de la afară, din Anglia, plecăm în Germania. Exact, pleacă în Germania. Nu vine acasă. Nu mai vin, deci astea ar fi prioritățile care le va ridica și mâna la ședința de Consiliu la Horgeș. Deci astea sunt prioritățile pentru școala Horgeș. Deci calculatoare noi pentru care sunt vechi. Le-am adus eu. Deci sunt vechi, oricum, boss, ce ai... Tu faci unul din două, nu mai știu dacă se poate face așa ceva. Dar se poate, bănuiesc, nu știu, dar trebuie să ai un expert ca să vină să... Au facilități mari. Da. Deci asta sunt probleme care m-a rugat directorul să ridic un ședinț al Consiliului. Înainte de buget, să fie după buget, trebuie să fie obligată să rădești școli. E obiect de examen. Deci nu e rău și fie care... Mai cineva să pot să încep să răspund? Da. Vă vastă. Ok. Pentru domnul Tufescu, pe cum ați să... Dar și până să fiți în comisia de învățământ, domnul domnul. Așa, prin buget nu prea vă reveziți acolo. Mi-am bine aterat în comisia mea, că aveam niște puncte de vedere, le stabileam, aveam alte... Ideea de bază de la care plecăm e faptul că eu nu am făcut acest proiect de unul singur, fiind de inițiativă. Asta pentru că ne-ați zis că o consultați și cu restul din comisie. E sincer, vă spun. Puteați foarte bine să luați, domnule, uite, e domnul profesor de acolo, e domnul profesor de dincolo, e domnul profesor de lângă dumitale. Ia, domnule, să facem un pic, să ne strângem, să vedem dacă... Eu, în primul rând, m-am consultat cu cei doi directori ai școlilor, pentru că ei știu clar ce nevoie au în școlile lor. Nevoile sunt și după
alte criterii. Eu văd altfel probleme acolo. De asta, poate dumneavoastră aveți o problemă cu directorul de la... Nu am nicio problemă, ați înțeles total greșit. Dacă eu îți cer tablă cu așa și cer, înseamnă că am probleme cu directorul. Mie chiar îmi pare rău că discutăm în contradictoriu pe un subiect care ar trebui, pentru că vorbim de copii și de bine. Mă gândesc că iarăși o să mă jigniți undeva prin comentariile dumneavoastră, că eu ca și consilier am fost împotriva acestui proiect. Sunt convins din lucrurile. Nu vine citesc. Afirmați că v-am mai zis și întrebat. Dacă eu am venit cu o propunere de un amendament și am zis că mai întâi să se identifice dacă acele calculatoare nu sunt funcționale, 100% și nu știu ce, și nu se mai pot face din 30, 10 funcționale, atunci înseamnă că greșesc când mă acuzați pe mine. Mă lăsați să vă rog frumos. Totuși directorul nostru știe că 3 sunt funcționale din toate. Pe cine au adus și cine le-au văzut? Alea care le-am făcut pentru evaluare națională, domnul. Atât. Știi cum alea mea, nu? Da. Păi și ce le-ați făcut toate, domnul? Dar acum, ca și pentru ce să le... Trebuie, domnule, licențe cumpărate. Domnul, dar nu puteți de aruncăm așa. Dar și dacă aflat... Dacă știa să le faceți, să le făceați. Știți că de o licență de Microsoft... Hai să ne gândim, cumpărăm... Dacă puteți să-l faceți, de ce nu-l faceți? Păi știți cât e o licență? Eu pentru școală am cărat 10 ani fără niciun leuț gratuit, rechizitele de program din tirul de la Bacu. Știți cât este o licență Microsoft, o licență Microsoft cumpărată? E mândria dumneavoastră dacă îl faceți pentru școală. Vă cred, dar că licențele trebuie cumpărate. Și nu este nimeni de acord să investească de-a 2000 de lei într-o licență. Pe un calculator. Ne crampunăm degeaba. Că înainte de buget, că după, obligatoriu trebuie să cumpărăm pentru școli, că este obiect de examen după 2 ani. Clasa 6 de acolo la 8-a. Și trebuie să facem acest lucru. Da, vă rog. Degeaba vă mai ascult, dați după deget și nici primăria și unii consilieri va trebui dumneavoastră a spus să facem problema chestia. La modul în care dacă noi facem această investiție, neglijăm alte investiții care privesc securitatea copiilor. Sunt foarte importante. Perfect, de acord cu dumneavoastră. Cine ne oprește să investim și pe partea cealaltă? De să vedem ceva sunt 80.000 de lei, o sumă, să știți. Păi cine ne-a oprit ca până în anul 2019, noi să asigurăm, știți vreodată, puteți să-mi dați un exemplu concret, când Consiliul Local Vorgești a aprobat sume pentru achiziționare de material didactic, când s-a întâmplat lucrul ăsta ultima oară? Cred că prin 2007, dacă nu mă înșel. Deci vorbim de 12 ani? Aproximativ. Și vi se pare normal ca 12 ani tu să... Material didactic, ne referim, nu mobilier. Mobilier nu este la altceva. Deci mie nu mi se pare normal ca tine 12 ani primăria Hurgești să ignore total... Da, dar ideea mea este următoarea, să vedem prioritățile. Nu contest lucrul acesta. Dar data timp cât directorii consideră calculatorul o prioritate pe parte de material didactic, subliniez, pe parte de material didactic, nu ne oprește nimeni să venim cu proiect și să facem să... Dar știți câte clase se vor folosi de acest proiect? Haideți, domnul președinte, ce nu puteți să spuneți chiar un dialog? Domnul președinte, a zis că ați avut ședința. Portăm discuția la buget, domnul... Nu, am înțeles că a avut o discuție cu domnul. Păi nu, eu vă întreb că exact cum a venit propunerea de la școala Vorgești, mâine mergem la ședință și vedem ce probleme are domnul director și ce ar considera că este nevoie și prioritar pentru școli, presupun că asta a avut ședința astăzi, că a venit domnul director și a spus... Eu nu fac parte din consiliul domnul... Nu am avut subiectul ăsta la ședință. Păi și atunci, de cum a considerat domnul director, eu zic acum domnul Leonte, domnul Bucaci, o să vedem mâine că merge la ședință, că e atât de prioritar și a zis domnul consilier Dămoc, ceea ce nu pot zic, că nu e, așa și este Michele din moment ce așa a spus. Dar de ce nu a pus problema și în Consiliul de Administrație de această nevoie pe care s-o aduceți și când vine cu propunerea în buget, când se face bugetul? Dacă a considerat-o fiind prioritară față de celălalt... Păi asta că durează 2 minute să trecem pe Consiliul de Administrație. Da, da, eu am zis... Doamna, cum s-a ne batem în birocrație. Nu, domnul... Dar hai să fim corect. Așa, mâine convocăm la ora 9 sau la 10 Consiliul de Administrație și vă venim cu ideea să poftim. Eu am zis altceva. Nu, cum a considerat domnul director că este prioritar și e cel mai important și nu a venit acum Consiliul de Administrație cu această propunere? Poate să facă, poate și o cerere scrisă către dumneavoastră. Dar nu zic că nu se poate, domnul. Nu zic că nu se poate. Am zis dacă a fost considerat atât de prioritar, de nu s-a luat în calcul, cum a zis domnul cu plafon calcat și toate cele. De ce nu s-a adus în discuție astăzi în Consiliul de Administrație? Asta vă spuneam. La nu, noi, că, da, nu spun că nu e așa. Am înțeles. A fost pe altă temă astăzi. Păi, n-ați avut în discuție problema asta? Nu. Domnul Dămă, poate când crede dânsul necesar o să prezint din Consiliul de Administrație. Astăzi am avut alte probleme. Da. M-am zis. Deci, domnul director de la Horgești, am înțeles că a trimis și o adresă către primărie. Nu știu ce ne poate să confirme.
Domnul secretar, aveți cunoștință? Nu mai fost mie la partizat. Deci eu așa am cunoștință că a fost trimis o adresă prin care, deci domnul director la Hogești a subliniat, am întrebat dacă, exact așa am și formulat, în caz de calculatoare să spunem că bă, nu i-a fost să fie considerată că e suma prea mare, că se găsească justificări, ce altă nevoie ar fi? Către ce ar trebui să ne reorientăm? Deci domnul Lucaș mi-a zis că alte nevoi urgente nu ar avea, deci, dar și-a insistat pe calculatoare, pentru că, mai ales din ceea ce privește legislația, pentru că sunteți conștienți dumneavoastră, domnul Crescu, că fiind din sistem și domnul Budnaru, că fiind materie obligatorie și acum fiind și de examen, chiar e nevoie de un calculator performant conectat la internet. Lăsați-mă să termin, vă rog frumos. Pe de cealaltă parte, domnul Leonte de la Răcătău mi-a spus că în caz că nu s-ar aproba calculatoarele, ar fi nevoie exact de ce ați menționat vreau să de table magnetice. După ce am vorbit eu cu el, s-a răzgândit. Să știți că discuția asta a fost purtată când înainte să depun proiectul, nu știu când ați vrut. Asta, în fine. În fine, da. Deci, acesta a fost răspunsul și nu, m-am spus, eu nu vin aici să improvizez sau să fac alte chestii. Spun exact concret care a fost discuțiile. Asta îmi pare rău să pune problema la modul în care noi trebuie să, dacă aprobăm acest proiect, nu mai reparăm tavan, toalete și alte chestii totale, nu, din potrivă, ar trebui și acele lucruri să fie prioritate. Dar ar trebui să susțineți și dumneavoastră zona aia, când vă poteam. Vi se pare că nu am susținut? Nu știu cum. Nu. Haideți să vă spun la ce m-aș aține eu cel mai mult, pentru că domnul Dudulică, de exemplu, mă întreba de unde bani. Haideți să ne uitați-vă un pic pe cheltuieli, probabil că vă voi uita, să vedeți pe ce dăm noi bani. Pe tot felul de studii, de... Care am notat aici? Numai luna trecută. Avem, din nou, asocierile respective cu Asociația Comunelor. Spuneți-mi un beneficiu care a fost adus de Asociația Comunelor pentru comuna noastră. Deci acolo ar trebui să fim atenți cu cheltuielile. Pentru că acolo chiar sunt bani care îi aruncăm pe fereastră. Și acolo de fiecare dată se ridică mâna și banii practic pleacă din comune, pleacă către respective asociații toate care sunt, fără ca noi să beneficiem de nimic. Și iată când ajungem la problema de a dota școlile cu calculatoare, deci pentru copiii comunității, ajungem la vâlva asta. Deci chiar aș vrea să închei subiectul. Dacă nu o să fie aprobat, azi cu siguranță o să vin cu amendament și la ședința de buget. Și la ședința de buget. Dom'le, a fost discuția de 10 calculatoare pentru fiecare unitate școlară, o medie de 2000 de lei de calculator. Așa a fost calculul. Nu, bine, înțeles că directorii chiar au solicitat un număr mai mare de calculatoare, dar am mers doar pe suma asta pentru a ca să fie o limită rezonabilă de preț. Părerea mea ar trebui să faceți un studiu, să vedeți câți copii beneficiază. Că, practic, un sfert din copii beneficiază de avantajul ăsta de calculatoare. Eu sunt deschis la discuții și la deci ucituri de sugestii. Domnul Dufescu, și dacă ai examen, ce faci? Domnule, nu mai ține pe examen. Sunt calculatoare care sunt funcționale. Se poate face un laborator din România. Nu mă o singură problemă. În comisie, când am discutat problema asta, n-am discutat de punctul de oportunitate. Necesar sau nu necesar? Pe legalitate. Deci nu se poate să îi impui primarului printr-o hotărâre în Consiliul Local ca să introducă ceva în proiectul de buget. Nu este legal, nu este corect. Dar îi se poate impune în discuția pe buget și în cadrul comisiei, prin amendament. Primarul vine cu proiectul de buget. Domnul, cu tot respectul, vă contrazic. Primarul vine cu proiectul de buget, că așa prevede legea, el îl întocmește cu aparatul de specialitate, cu contabil, cu ce are el, vine cu proiectul de buget și în cadrul comisiilor, o comisie vine cu... Cum a fost și anul trecut? Și se poate veni cu amendamente în comisie și amendamentele să fie adunate în Consiliul Local, să fie discutate și dacă se aprobă, că e oportun, că vine examene, că nu sunt examene, că mai știu eu cum sunt profesor sau așa mai departe, nu are nimeni nimic împotrivă. Acolo hotărăsc consilierii. Deci Consiliul Local aprobă proiectul bugetului la propunerea primarului, nu la propunerea consilierului. Pe punctul ăsta de vedere, noi am plecat în discuția în comisie. Nu am plecat că nu e necesar. Că așa și toaletele sunt necesare, câte nu sunt necesare de făcut la școli. Dacă consilierii vor constata și considera că prioritare calculatoare și nu acoperișul școlii sau nu știu cum, asta se aprobă Consiliul Local. Și atunci primarul trebuie duc la îndeplinire. Deci asta este problema. Noi n-am pus problema oportunității în comisie. Am pus problema legalității, deci înaintea
că s-au făcut plătiri, nu s-au făcut prin o obliga Consiliul Local. Pe tot Consiliul Local le-a aprobat, domnul. Da, l-a obligat introdus în buget. Alte plăți făcute, cum și salarii, de exemplu. Salarii se plătesc acum din fondul ăla, din nu știu cât la sută, din bugetul de anul trecut. Haideți să lămurim o treabă. Este părerea dumneavoastră și o respect, v-am spus, nu vă contrazic. Vă respect experiența, da. Dar nu e vorba de experiență, domnule. E vorba de articolul ăsta. Astăzi s-a întrunit Consiliul Local. Deci nu s-a întrunit primarul și Consiliul Local. Consiliul Local poate ia deciziile, da? Da, domnule. Deci Consiliul Local nu poate să ia decizii să-i impună primarului pentru un proiect de hotărâre să-i introducă ceva în buget. Orice cuprinzător. Exemplele care le-am dat, nu tot Consiliul Local le-a aprobat. Domnule, plăți care erau prevăzute de ani întregi. La începutul anului, în primul trimestru, să plătesc... Aia achiziția de servicii juridice. Și era propunerea, nu știa de ce-i vorba domnului. Nu vă ajungem la acest lucru. Am încheiat. Propun spre aprobare în punctul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da, eu o să mă abțin, nu pentru că am ceva împotrivă cu proiectul domnului. Păi stați un pic, abține. Abține. Până acum aveam 1, 2, 3, 4, da? Abține. Până când întrebați prima dată. Cine este pentru, cine se abține? Unde vă uitați? Ce e așa de greu? Dar mă, nu ridică mâna. Ei, nu ridică mâna. Hai, întreabă de mână. Hai, domnule, dar facem desene animate. Ce faci? Nu mai vrea nimeni să fie președinte. Ba, s-aude pe acolo, ba, votați cu 4-5 împreună, ba, cu 4-5 separat. Dar ce facem, măi, să ne jucăm de a... Dar nu cred că s-o votați separat. Ei... Mai întrebați încă o dată. Supărat deloc. Deci am avut 4 amțire. Domnul Tufescu, domnul Dancă, domnul Căliman, domnul Pisăcaru, domnul Budnaru, da. Și zic de ce și mă abțin. Mă abțin în sensul că dacă se va vota bugetul și va fi un domnul Dămoc, va ține cont și de intervențiile celorlalți în amendamente. Și găsim o soluție din mijloc, cu total de acord cu achiziționarea, pe că pe aia și mă abțin, am zis că sunt împotrivă. Tot împotrivuit să nu obțineți, știi? Adică nu sunt hotărât. Pentru că pentru a fost domnul Dămoc, da? Restul avem împotrivă, da. Deci abținere este tot împotrivuit. Punctul 5. Propun și pe asta spre aprobare, că o văd discutat la mult rău, la mult. Cine este pentru? 3 mereu. Nu cunoaștem nimic anul. Pentru avem 3 voturi, da? Doilea, la punctul 5. Punctul 5. Voi vă discutați împreună. La parchet pe unul. Parchet am zis, cum mers, nu? Separat. Se dă separat. Deci, nu e același lucru. La pentru avem pe domnul Dămoc, domnul Butnaru și 3 voturi. Da? Și domnul Bogdan. Împotrivă. Și noi am motivat, deci, la 5, 6, 7, și abțineri, atunci mai rămân diferența de 5 voturi, da? 1, 2, 3, 4. Care este? Cu el decidești pe domnul Dic? Dar eu aleg. Deci, primul nu pot să văd. Nu, dumneavoastră. Da, punctul numărul 6, întrebări și interpelări. Cine putem? Pune, dar nu la domnul Repupar, numai la doamna vice și la domnul secretar eventual, dacă vrea să altcineva, nu a punit întrebări. Bine, dar să transmite prin doamna vice primar, da, se poate transmite, dar nu prima. Normal, e aceeași poveste. Vă trece și pe mine, vă rog. Da. Eu am scris întâi, domnule. Doamna vice, fiindcă nu-i domnul primar aici, mi-a transmis domnul director de la școala Horgești. Am mai vorbit cu domnul primar și nu prea o rezolva problema. O bușca câine un copil la școală acolo la noi. Da, și sunt o grămadă de câine acolo. Ce se face cu problema? Am primit o altă ieri, adresa mi-a fost repartizată mie. Având în vedere situația în care am fost cu problema aceasta și o luăm în calcul. Și exact ce v-am spus, când a mai fost discuție acum un an, am căutat, în lege spune că dacă nu ai tu centru unde să aduni și să ții câine comunitar, trebuie să cauți la localitățile din jur. În județul Bacău, localități din jur, nu mai are cel mai apropiat ar fi municipiul Bacău, ia municipiului. Și mi-au spus că nici ei nu au spațiu corespunzător și condiție să țină cât ar avea municipiul Bacău, nu să mai primească și în altă parte. Chiar i-am spus ieri domnului primar că eu o să vin cu o propunere, apropo de propuneri,
să facem și noi un astfel de, având că numărul mare de câini, să facem noi un astfel de cercuri. Că altfel nu văd, nu avem unde să-i ducem. Bine, doamna Vici, mai continui să mai întreb, că înseamnă divers, am înțeles eu, că niște vorbi nu prea luate în calcul. Asta din proiecte merg. Asta vă spun. Așa, așa. Acum am să vin și eu cu o problemă. Doamnă, acum câteva zile a fost o mormântare la Răcătău. Și a venit cineva dintre protestanți și am mers la mormântare acolo. Dom'le, mie nu mi-a plăcut deloc cum domnul primar a gestionat problema asta nu de acolo. Nu pot să răspund ceea ce a făcut domnul primar. Dom'le, cred că și pe dumneavoastră vă vizează, că de altfel n-aș mai vorbi. Nu știu, n-am fost acolo, nu am fost la discuție, nu am participat, nu am avut nicio... Bine, acum vreau să ascultați, că cred că știți cum am văzut acolo. Dom'le, până când, ca să fie mormântat un credincios de o altă etnie religioasă, trebuie amenajat un teren. Amenajat înseamnă să fie un drum până acolo, să fie un gard până acolo. Să putea mormânta în cimitirul respectiv, nu să vină 200 de oameni să noapte în glot, că a venit glama asta cu chirobul ăsta de la noi, de aici, de la primărie, și-a luat un strat de zăpadă, s-a făcut un noroi, să meargă 200 de oameni pe noroi. Dacă murea un catolic acolo, tot în câmpul ăla trebuie să-l mormânteze. Dacă murea un musulman, tot acolo trebuie să-l mormânteze. Doamne, nu s-a gestionat de o problemă. Ia uitați-i s-o la Pâncești-a cu oameni. A murit un cetățean, tot de o altă etnie religioasă, și când a vrut să-l mormânteze, preotul de acolo s-a împotrivit. Chiar a îmbărligat câțiva oameni acolo ca să nu-i lăsă să mormânteze pe om acolo. A intervenit primarul comunii, un om cu capul pe umeri, domnule, care ar merita să fie primar. S-a zis acolo, ce faceți, domnule? Deci suntem în evul mediului. Să pregăte oamenii să-l îngroape într-un câmp pe omul ăla. Dar suntem în evul mediului. Hai să-l puniți aici. Și-a venit preotul, nu se poate, că-i... cimitir parohial, și parohial, domnule, nu se bat morți aici. Lasă-l aici până când o să ai un cimitir al lor. Și dacă vrei să-ți acaparezi oamenii, a spus preotului, du-te, domnule, și dă-i explicații oamenilor că nu-i bine ce fac ei, că așa trebuie să facă, cum dumneavoastră. Nu stai ca un câini bun, nu spui nimic la nimeni și cazi ca să-i constrângi pe oameni că dacă nu vă gropi în grădini, vă gropi în câmpul, dacă nu vrei să stau, domnule, nu așa se acaparează lumea, domnule, nu așa se difuzează, nu așa să-i exprimă, să-i explică Scriptura la oameni. Și dacă ar fi să-i pune cineva notii, domnul primar, eu nu i-aș da nota 2 pentru felul cum a gestionat problema de acolo. Nu cred că neamurii ludii la femeia care a fost înmormântată o venit de la București, din străinătate, de peste tot, și vede pe mama lor într-un câmp acolo, cu unui morman din zăpadă, iar convenit domnul primar să vadă pe măsa acolo, iar convenit cineva dintre consilii să vadă într-un morman din zăpadă și pe un câmp îngropat cineva acolo. Mă gândesc că nu suntem în evul mediului. Și cineva de acolo și cineva de nu știu de acolo duce pe oameni cu gândul că în triburile indienii, domnule, nici în triburile indienii, e viu mediu, se întâmplă așa ceva. Îmi pare foarte rău și când a autorizat domnul primar un cimitir în 24 de ori într-un câmp acolo, undeva, într-un morman de zăpadă. Îmi pare foarte rău, dar nu mergem înainte să iau. Da, domnul președinte. Exact, dânsul a fost la discuție, știu că a fost la biserică, dânsul poate să lăsă la plasa, cimitirul este domeniul public, nu este o biserică, cimitirul este domeniul public, deci îl gestionează primăria. Da, da, domnul primar, domnul președinte. Aici sunt. După cum o parte dumneavoastră știți, transportatorul care deservește Gona Horgești, o renunțat la niște curs foarte... beneficii pentru, mai ales pentru copiii de școală. Deci autobuzul de 7 care transporta elevii l-a suspendat, nici măcar nu a anunțat din timp, au stat copiii în stație ieri și pur și simplu nu au ajuns, n-am mai avut timp să ajung la ore. Deci copiii care sunt la liceu și trebuie să ajung la ora 8 la școală, nu au mai putut ajunge la ore din cauza că autobuzul a fost suspendat. Dânsul a invocat motivul că nu are călători pentru acea cursă. Eu zic, părerea mea, că nu este acela motivul și pe bună dreptate are dreptate omul, pentru că să iei autobuzul ăla să-l duci de 5 ori dus întors, să-l iei, să-l duci, nu știu dacă iese cheltuiala pe cât ia din abonamente, cât repare el la un microbuz.
totuși trebuie făcut ceva, nu știu, să facă ceva, să... Am asistat la discuția când a fost pe domnul primar și domnul Cristian Cristans, de asta pot să vă spun ce a fost discuția. A venit Cristi, de la Cristans, și a spus că el când a introdus acest autobuz de ora 7, că nu era cursă la ora 7, pentru elevii navetici care merg la școală. Și a ajuns în situația, copiii, deși spun că au merg cu ora 7, au mai rămas 5 copii din zona aceea și 4 din Horgești care merg cu autobuz de ora 7. Rest, toți copiii merg cu autobuzul de ora 8. Asta a spus-o dânsul. Și pe acest motiv scoate cursa de ora 7. Asta zic. Noi și domnul primar am spus dacă există părinți să vină să facă solicitare care spun că merg copiii cu ora 7, să-i punem, să-i aducem, că tot urmează vacanța, știți, și este termen acum, să le aducem domnului Cristi de la Cristrans, să-i arătăm, uitați câte cereri sunt, deci copiii ăștia sigur vor merge cu ora 7. Dânsul așa a zis, am 5 copii din zona cealaltă, 4 din Horgești. Atât are cu ora 7. Solicitarea vine din partea părinților. Mai, am înțeles că autobuzul, mă scuzați că intervenim, că autobuzul iese chiar plin dimineața. Eu vă spun ce a zis el și presupun că dacă ar fi plin, nu, eu cred că asta a spus. Și ce a mai spus, că pe perioada vacanței va renunța și la cursa de la ora 12 fără un sfert, da, pentru că acolo la duș atunci are educatele didactice și fiind în vacanță nu are pe cine aduce și pe cine. Dar când nu o să fie vacanță, nu o să vrea să le suspende și atunci. De asta v-am spus, asta a zis și pot să zic aproape mult am v-a spus ceea ce a spus cu 4, cu 5, exact asta a fost discuția. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Și noi așa am spus, dacă acum se suspendă cursa aceasta și până așa, vin părinții, au sunat câțiva și ne-am spus, veniți la primărie, faceți cum ca să putem să-i arătăm domnului de la Cristrans, uitați câți copii de fapt sunt nevoiți și au nevoie de această cursă de ora 7, nu cum a spus că 5 de acolo, 4 de aici. Asta a fost un motiv, dar motivul este altul, știm cu toții care stăm în zona acolo. Eu de acolo nu știu exact, dar vă spun, pe Horgești, am un băiat care e clasa de Spijia și merge cu ora 7 și așa a zis din Horgești, pleacă 4 copii la ora 7, deci a spus. Băiatul n-avea de ce să mintă, că el e dezavantajat că nu circulă cursa de 4, dar a zis, ăsta este adevărul, din Horgești la ora 7 pleacă 4 ele, el și încă 3. Adevărul este că are dreptate. Atât, domnul Prisegaru? Da. Vă rog frumos, domnul Bernard. Da, două probleme. Prima, doamna viceprimar, am înțeles că vor fi alocate sume de la guvern pentru proiecte trebuie să făcute la nivel de primărie, pentru școlile rurale, pentru apă curentă în școli și toalete interioare. Și să fim pe fază, să vedem. Așa. Și a doua problemă, era pentru domnul primar, care am înțeles că e alaltăieri. A plecat de acasă și a venit până la Belicciot. Deci de acolo s-a întors înapoi când a văzut ce drum este și a venit mașina primăriei după dânsul. Vreau să-mi dea un răspuns la chestia asta. Eu știu că mașina primăriei... Păi, dar noi mergem ca cinchea într-o măsură, altul, dar a fost cu niște ajutoare, nu din partea primăriei, adică au fost... De la asistență socială, un colega, de la o școală au adunat niște găinuțe, la o familie în bază s-au dus niște găinuțe. Asta știu că mașina primăriei a mers atunci la... Nu trebuie să-mi dați răspuns. Da, nu știu să consemneze și o să vadă dânsul acolo. Da. Discută, lumea discută și ne pune pe noi să punem întrebări. Da. Lumea discută în sat. Și mereu când ești în jură lumea. Exact. Eu aș fi vrut acum să iau câțiva consilieri și de la Horgești, să merg cu mașina până la Răcător și să mă întorc și să-i aduc din nou. Să vadă ce e pe acolo. Dar nu-i interdis drumul, eu trec acolo. Domnul Dodoric. Dar nu puteți. Deci am venit 4 ori 4 cu plan de la Răcător cu a doua. Cu tractorul. Haideți, vă rog, domnul Dudulic, avem tractorul, puteți merge și pe cu lamă. Cu greie de zeța de drumul. Ca să radă gheața asta. Haideți să nu mai întindem. Să nu ne întindem, domnule, că murim pe acolo. Domnul Dudulic, vă rog, hai. Parcă suntem blestemați. Domnul Dudulic, vă rog, hai. Și vreau să spun cu câinii, așa cum o spun și domnul Pericol, așa cum o spun, câinii au abandonat. Asta e bine. Eu abandonat și... Am ținut-o eu pe cumnată mea aia ca să nu se ducă la poliție cu o tăbără, doi câmpie, pe șosea, pe drum. O tăbără, și-o lucrat cu băi, nu te mai ducă. Și așa e năcăjită asta, că o lăsa câinii
da, circunstanțe și obiect de ajutare sau acolo. Dar am vrea să-i poate tare în situație. Domnul Dancu, vă rog frumos! Băi, vă rog frumos! Trebuie făcut ceva cu câinii. Trebuie făcut ceva. Măcar sunt strigne. Dacă vezi, îi prezi tot la apă, ea nu era strigne. Deschidem și noi la apă. Nu are, nu-l face nimeni. Domnul Chef, aveți cuvânt. Ați terminat, domnul Dumnezeu. Sunt tare face că eu am discutat cu patru oameni de distanță. Deci, haideți să spunem adevărul. Nu-i problema că are puțin, că... Domnul Crețu, dar ce-am spus, n-am mințit, păi dacă nu spuneți adevărul cu omul, ăsta este... Deci, din discuția mea cu el, ce-am înțeles eu, asta vreau să spun. Îl chemăm aici, la știința omului. Dar nu-l chemați degeaba. Păi dar cum adică adevărul cu omul, vă spun adevărul cu omul? Deci, ce mi-a spus el, mie îl spun. Deci, problema este drumul oamenilor. Deci, și nu o spunem, am antivorbitorii mei. Și nu spuneți adevărul. Haideți să ne mobilizăm. Diferent că suntem din opoziție, că suntem la conducere. Mergem grămadă acolo la Consiliul Județean și trebuie să se rezolvă acum. Este durere mare. Ce la adresa ce spune? Că deocamdată nu se poate să vină primăvara, o citit la primăvara aici. Câte am făcut? Noi am făcut foarte mult, deși s-a spus în ghilimele că suntem cu toți, noi am făcut adrese către Consiliul Județean. Se vede, este absolut, am discutat exact ceva și pe rețelele sociale. Domnul, mi le-a arătat. Domnul, da, domnul, da. Domnule, dar eram la cuvânt. Ce nu v-ați spus dacă vreți? Adrese s-au făcut, s-au trimis și poze la fiecare adresă. Ce mă spune telefonul săptămâna? Deci, ca să-mi termin, vă rog, lăsați-mă să-mi termin, eu chiar cum vreau să vă spun. Haideți să ne mobilizăm. Ne urcăm în mașină, domnul Bogdan știe, am mers ieri ori, mi-am urcat în mașină și am mers la Consiliul Județean. Mi s-a promis să vedem nu știu ce. Deja timpul este aproape favorabil. Cel puțin acum, când este, să-i zic, mocirul ăsta pe drumul ăsta, să vină cu un strat de piatră și să se nivelează drumul, este cel mai primul pas, cel mai important. Și după aia, dacă se poate, poate asfaltul care au promis din 3 ani de acolo. Dar haideți să mergem acolo. Îi facem timp și mergem acolo. Că nu-mi rușine deschid ușa. Cel mai bun drum a fost pe timpul mata. Și atunci ce spune? Da, țipam toată ziua, da, așa e. E toată ziua, bă, nu! Aveam mai timpul în surcară, fășa mai mult, luat de pe... Deci când a venit un ministru la județ, în partea ALDE, PSD, a invitat și niște consilieri, nu știu dacă a fost cineva. Dar a doua zi a apărut în ziar. Au fost aprobate pentru Comuna Horgeș 5,3 milioane de euro pentru drumul de la Horgeș la Răfetău. Aș întreba, ce s-a făcut cu asta? Știe cineva ce s-a făcut cu banii aia? Oameni, până când nu vine, nu vă duceți și aduceți aici președintele Consiliului Județean, directoarea, până am adus eu directoarea de la Finanțe, cu Budău Anton, n-am putut să fac drumul ăsta aici, de asfalt. Când a văzut că... Poftim? Dar ea vin la alegeri, nu vin asfalt. Doamna, dar nu erau alegeri atunci. Au venit și au văzut, doamna Hăineală, ia uitați-vă. Cheltuim aici milioane pentru balatul care îl aducem și totul îl duce la vale. Și mi-au aprobat bani, dar a venit la fața locului, s-a văzut. Așa trebuie făcut, a dus la președintele Consiliului Județean, că este PSD-ist. Ar veni, a fost în marea majoritate acum și l-a întrebat pe Gigel. Bă, dar la Horgeș de ce n-a venit, mă, brașoveanu? Păi președintele, la marea majoritate a comunului a fost. La Horgeș de ce n-a venit, mă? Păi bănuiesc că n-are primar PSD, de aia nu vine. Are bicicleta desoflată. Da, eu vă spun, până nu te duci de zeci de ori la ușă, nu va face nimeni nimic, să știți. Să vină să vadă. L-am adus pe Chiriac, era vicepreședinte a Consiliului Județean, nu se putea duce la Răcătău. Era, îi gândești la PNL, dă bani pentru ce o să faci un drumul ăsta. Dacă nu te duci și stai săptămâni întregi la ușa lor, nu o vor face, să știi. Mai ales acum nu, vedeți ce le-a făcut la Chilma. Ce le-a făcut la Chilma? Mă, nu vreau să spună tot ce domnul Bogdan, dar și prin timpul transportului primar, dar tot așa s-a întâmplat. Da, domnul Tufet, o să, din toată partea de ulii, de statul de biata asta,
și am venit cu o propunere către Consiliul Local, către conducerea primăriei, Vorgești, mai bine spus, ca în viitor să achiziționeze și niște nisip cu sare și să meargă pe volite aia mașina de gunoi în urmă, că și are dreptate domnul ăla să nu urmă, și pentru că este gheață existită, domnul Bodnaru, vă rog frumos! Se poate face și lucrul ăsta, un contract acolo de o mașină de nisip, este, dar am înțeles că e la nisip, cumpăra starea separată. Și ce tot timpul ăsta n-ați încercat să-mi vezi și mine, și mie nevoie să aduci nouă în jurul nisip, puteam să facem o treabă prima dată s-a dezătezit cum trebuie, și pe o parte și pe alta, mi se iau două mașini, a doua oară mai din întâi, dar nu intră cu subiectul ăsta. Vă spun eu odată în ședință ce a făcut. Chiar ar trebui să se aibă în vedere. A băgat trei oameni cu școlii, l-a dat pe Danca afară, a intrat, l-a dus pe oștie în locul meu, că eu trebuie să spun. L-a băgat în mărmă, la oameni. Nu are cum, nu are cum. Într-adevăr, ești la stradă, e bine, bine, bine că era cu... Asta, da, ulițile, ce țin de pe unde știu eu, eram premeditat. Mă rog, referitor la drumul județean, am prezentat și cadrul comisiei. Am fost, am făcut o adresă către Consiliul Județean Bacău, am trebuit și un răspuns oficial și vreau să vă spun că privitor la drumul județean 252A, răspunsul este următorul. Pe drumul județean DG252A, sectorul de drum de la kilometru 7+500, 14+856, Vorgești Răcătău, până la demararea lucrărilor de modernizare, odată ce condițiile permit... Deci mă oprim aici. Odată ce condițiile permit, vă rog să rețineți. Da. Mergem mai departe. Se vor executa lucrări de întreținere, constând în reprofilarea porții carosabile și adaos de material pietros, sub condiția curățirii și desfundării șanțurilor și podețelor în intravilanul localităților tranzitate de către autoritățile locale, conform articolului 38 din ordonanța de guvern numărul 4. Deci în intravilan, ei spun în intravilanul localităților. Uite, acum, pentru că am rugat pe domnul Democrat să ședință, pentru că avem vorbe și discuții tot pe Facebook, m-ai mai pus un vicepreședinte, nu știu ce, 30%, eu am zis, bine, când am spus 50%, îți trec pe sigurul asta, când condițiile o să permit. Deci consider că în momentul când e vremea bună, când nu mai plouă, nu mai ninge, de acum s-a instalat primăvara, atunci sunt condițiile bune. La primăvară. Așa considerați și dumneavoastră. Așa consider eu, dar vă rog să mă lăsați. Atunci, dacă nu vor începe cel târziu până în luna mai, să spunem că atunci ar să fie condițiile bune, nu vă încultați, că după Facebook, după cum ați postat pe Facebook, înseamnă acum la toamnă ție 30%. Deci, până luna mai, că poate să fie aprilie, o lună foarte ploioasă, sau mai știu eu cum, atunci vă promit că iau adresa asta dacă nu mai merge nimeni cu mine. Eu am fost unul dintre cei care am fost la Bacău, domnul Bogdan, și nu s-ar cele 5 milioane și tot făcut cu ele, că cele 5 milioane care s-au semnat cererile alea de finanțare, atunci, de bine, acum s-au făcut, sunt proiectări, sunt mai multe, le știți, dar ați fost primat, cum s-au proiectat drumul ăsta, cât tot dura până când s-au terminat cu proiect, cu fundul, de ce, că plata s-au făcut tot pe când era Turcan primat să telefon. Atunci iau adresa și care mai vrea să meargă cu mine la Bacău, mergem la doamna directoare, cum o cheamă inginer, nu știu cum, o doamnă director, directoare. Ardeleanu. Ardeleanu, la doamna Ardeleanu și întrebăm, doamnă, dumneavoastră ați semnat aici, este alt punct oficial în afară de asta, pentru că asta e oficial, ci semnat de un reprezentant al Consiliului Județean. Și atunci o să mai discutăm. Până atunci, ăsta este drumul, indiferent ce o face și cât ne-o duce, s-o sta la ușa lor și nu știu ce. Pentru că așa se face. Domnul secretar, să aduc în 10-15, domnul președinte, eu nu am făcut și mai un pic ca să răspund, domnul secretar, vreau eu. Domnul secretar este ca niciodată, este impracticabil. Deci nu mai putem ieși din curte.
Domnule, așa au fost tot timpul. Nu, nu e adevărat. Înseamnă că n-ați făcut. Haideți, deci îmi dea la Matei și poate urca. De la Matei și poate urca. Domnul, dar haideți să vă spun. Nu, numai puțin să vă spun ce am făcut. Băieți, de pe mașina poștă, au zis că mâine nu mai vin la mine cu corespondența, că mai pot. Ca niciodată. Să faci un serviciu, domnul. Și toată problema este de la nisipul și sarea care l-a dat cel cu dezăpezirea. Avem vol aici, domnule. Rezolvăm. Vă rog, haideți să continuați, domnule. Ca să încheiem problema drumurilor județene, pentru că eu am sesizat în această adresă și problema faptului că drumul județean 252 B a fost închis. Consilierii din zonă chiar sunt confirmați. Justificarea a fost faptul că pe acel sector de drum traficul este foarte scăzut. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Alarmele și era la altă și așa salvarea. Sunt navetici care vin cu poștele proprii, fac naveta la Băcău, unde lucrează. Bine, și poșta vine pe tot mai. Comentariu de pe Facebook că tot... Mai lăsați doamnă Facebook-ul ăla, că știu cum am Facebook stat. Păi nu, dumneavoastră ați făcut, doamna, că stau, că permit. Dumneavoastră, cum comentați faptul că primăria a aflat de la domnul Dămoc că e închis drumul rest? Noi nimeni nu știa de nici angajat. Uitați-vă, îi face niște cu elevii, pentru că mi-a fost și mie semnalată problema asta și răspunsul foarte sincer al lui era o doamnă cu care am discutat, domnule, pentru drumul ăla n-ai fost, că noi reparăm mașina săptămânal, avem, deci practic noi la momentul ăsta o să ajungem, poate, oricum suntem izolați, că asta suntem întotdeauna, dar deja vorbim de oameni sinistrați, stai, deci pur și simplu, domnul Cristian că nu mai vine poșta, salvarea vine pe unde poate să vină, autobuzul nu mai circulă. Păi până când, oameni buni? Până când? Era, în primul rând, ar fi trebuit să nu permitem să intrăm în toamnă în starea asta. Doamna ar fi trebuit să se ia măsuri ca să nu se ajungă în stadiul ăsta. Deci problema asta este și tocmai de asta ceea ce zice domnul Dan Pies, sunt și eu curios câte adrese au fost făcute în toamnă ca să nu intrăm pe sezonul rece în condițiile astea. Și probabil că o să aflăm și câte adrese au fost făcute. Mai departe. Garantez că adrese au fost făcute, da? Vă rog frumos. Aveam câteva puncte. Aveam câteva puncte pe care aveam să le întrebări care să le adresez direct domnului primar. Și o să vă rog să ne întâlnească, să doresc răspuns scris la ele, ca să vedem un punct de vedere oficial al domnului primar. Și aici, primul proiect, am înțeles că la GAL, cetatea Tamasidava, s-a discutat în ianuarie despre posibilitatea de a se implementa rețea cu gaz pentru zonă, pentru comunele care sunt membri în această asociație. Aș vrea un răspuns să vedem exact care este stadiul, ce impune și care e situația la zi. Aș vrea un răspuns la adresa numărul 289 din 15.1.2019. I-am solicitat-o domnului primar ca imaginele preluate de pe camerele video existente în comună să fie disponibile live și pe site-ul instituției. Am justificat acolo și părerea și aș dori să am răspuns oficial și parte. Am înțeles că sunt niște instalații de compost care au fost achiziționate în trecut de primăria Corcești. Da, da. Nu le-au achiziționat, au primit fără să se plătească. Vreo 500 și mai sunt vreo 500 în magazin. Asta dumneavoastră avea să se fie la gunoi, dacă e... Practic, ca să poți să le duci cu noi... Aici trebuie să ajungem, să ne reîntoarcem la compost și la reciclare selectivă. Dar poate explicați și nu le-ați dat la oameni, domnule, că doar aș vrea să te Vreau să-i propun, domnului primar, domnului viceprimar și dumneavoastră, tuturor colegi consilieri locali, să organizăm două ședințe, două dezbateri publice cu cetățenii comunei Horgești, măcar două, una la Horgești, una la Repetău,
cred că ar fi o premieră pentru comuna noastră, în care să dezbatem bugetul local, principalele probleme ale comunității. Păi, cetățenii pot să vină oricând la ședință, n-am înțeles. Hai, vă rog. Haideți, să vă spun. Ați terminat, domnul, ca să te iei, doamna vicei răspuns. Atât, mulțumesc. Da. Deci cu drumul s-a luat legătura de mai multe ori și sunt și adrese scrise, s-a vorbit și când s-a fost în audiență la Consiliul Județean, s-a vorbit și pe aceste rețele de socializare pe Messenger, sunt poze trimise, sunt și poze scoase și trimise pe Messenger. Chiar astăzi au venit doi reprezentanți, au fost și ieri și au văzut, au fost pe drum. Au fost până la Răcătău? Da, a fost până la Răcătău. Au întors de la jumătate? N-ați găsit, nu, util, când ați venit nici mai târziu. Mașina cu balast n-ați văzut că era sus la Matei? Spun, păi da, de acolo am întors. La Matei? La Matei sus, era oprit o mașină de balast, aștepta să ajungem noi. Păi nu, a fost mai devreme asta, fiind pe la... Da, și-au pus-o aici la pod, dar nu știu unde au pus. Și a fost problema așa, ei au dus-o inițial pentru acel drum, acea porțiune de drum, Fanta. Când am fost acolo, am văzut că au zis, mâine vin cu un autogreder să dea tot mărul de pe lucră, degeaba pe piatra dacă e mărul, și apoi aduc piatra. Și gheața asta vrea să o ia ușor, care sunt găuri, așa e gheața. Și acum mașini de balsu și au fost aduse în partea asta altă între Horgeș și Sohodor, mașinile care ar trebui să vină astăzi pentru porțiunea aia, dar din cauza că trebuie să vină autogrederul și a zis că l-aduc și îl lasă aici cât fac lucrarea, mâine ajunge autogrederul, că l-aduc pe platformă. Întâi trebuie deci să dea acolo tot mânul cu autogrederul și după aceea pun piatră mai mare. Asta nu mai acolo, a fost făcută mai multe porțiuni. Nu, am văzut tot drumul. Era vorba de acolo din pantă că dacă aici se circulă foarte rău, acolo nu se mai poate circula. Să știți că am fost. Deci am fost cu omul și înainte de... Nu, pe Facebook suntem niște puturi astea. Dar oricum, asta e situația. A, fiecare cu limbajul. E bine dacă știi de nimic, nu? Atât, doamna Vici? Numai cei cu dezăpezirea de anul ăsta, care au avut contractul, ei ne l-au stricat în halul ăsta. N-am avut niciodată în mijlocul iernii cu atâta zăpadă drumul. Îl aveam asfaltat, noi era șină. Mergeam pe el ca pe asfalt. Numai ei ne l-au stricat. În fiecare zi au dat niște ce sare făcut praf. Ulițele sunt super. Rămas piatră. Rămas piatră puțină. Asta e tot socărat, ești de piață, de piață. Spuneau că au epuizat tot cu diante de rapoare, dar ei l-au dat bine bun pe drum pe acolo. Nu, 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 nu,